Bună seara și bine ați venit la Racing Updates, în Horia Țoțu și din nou într-un domeniu mult mai drag nou și mult mai cald, cu informații despre Formula 1, despre MotoGP, despre raliuri. Avem în seara asta o grămadă de chestii interesante de povestit și pentru asta am și adus niște oameni interesanți alături de noi. O să fim un pic într-un format inedit, pentru că vom împărți pentru prima dată ecranul mai mult de patru bucăți, adică sunt în anumite locuri doi oameni în același timp. E interesant să vedem dacă ne ieșiese tehnologic toată combinația asta. Până una alta vreau să-l prezint pe co-prezentatorul și pe prietenul nostru etern, cel mai prezentator dintre prezentatorii de motorsport din România, vocea care animă în fundalul sufletelor noastre toate marile competiții internaționale, de două, patru roți, câteodată și cu trei, nu? Bună seara, Florin Ion! Bună seara și cu cinci, cel mai prezentator prezentabil! Bine ai venit! Avem pentru... Bine v-am găsit, bună seara! Te avem în formă mare pentru că l-ai adus pe prietenul tău și pe coprezentatorul de la grila de start, comentatorul de la Formula 1, Antal Putinică, care spune că ne pregătește o surpriză. Spunea că ne pregătește o surpriză. Să vedem la ce se referă. Bună seara, Antal! Salut, Uria! N-am găsit masca de... Nu știu dacă mă auziți. Te auzim, da. N-am găsit masca de pandemie și mi-am pus-o pe aceasta. Am vrut să pun gheșeaul de poșunul, dar aia este și mai mare, crede-mă. Asta, da, și ce? Iron Man, asta, ce așa cum ai spus, vor să fie mai mulți în live-ul ăsta, va fi un adevărat Star Wars. Vreau să ne luptăm, vreau să ne duelăm, să vedem care este mai bun. Nu pot bine, să mai stau cu asta pentru că am transpirat efectiv. Și oricum nu credea lumea că ești tu, probabil, știi, o fi zis că e altcineva. Da, n-ar fi fost neapărat o idee rea să vorbesc cu o voce un pic distinctă așa de... Eu am crezut că e Ewan McGregor. Boba Fett. Vreau în primul rând să te salut, pentru că știu că ai ajuns greu. Și vreau să aud povestea, pentru că nu mi-ai spus-o până la capăt, ci cu siguranță nimeni în afară de tine nu prea știe ce s-a întâmplat când te-ai întors zilele astea din Dubai. Și de asemenea vreau să-l salut pe Florin, pentru că este practic prima dată când ne vedem pe anul acesta. Salut, Florin! Salut, Antal! Salut! Antal, da, ce să zic, bine ai venit și povestea e destul de interesantă și surprinzătoare, în sensul că am fost pentru o săptămână la Formula 3 Asia în Dubai, campionat care are de fapt 5 săptămâni, dar eu am stat doar la prima, iar la întoarcere, cu o zi înainte de a porni către casă, s-au anulat toate zborurile din Dubai către Anglia și a fost nevoie să fac o escală la Frankfurt, care a durat câteva ore și a durat și niște bani în plus. Și până la urmă am ajuns... A durut și niște bani în plus. Până la urmă am ajuns în Anglia, unde a fost o problemă la graniță. Am stat vreo două ore la o coadă și când mai aveam vreo oră de stat, s-au decis să nu mai țină de fapt nicio coadă deschisă și ne-au dat drumul prin porțile electronice, că au zis că nu fac față la câți oameni sunt acolo. Așa că am așteptat degeaba două ore la graniță. Dar a fost ok, am ajuns până la urmă acasă. Mă tem că asta, nu știu, bănuiesc că tu ești la curent pentru că o să mai faci astfel de deplasări. Bănuiesc că ăsta este formatul pentru, cel puțin pentru prima jumătate a sezonului, din păcate. Absolut, da. Și bine, se pare că în campionatele FIA va fi, mă rog, și ăsta era FIA, dar nu era chiar la nivelul cu Formula 1. Se pare că în cadrul weekendurilor cu Formula 1 vor fi niște derogări speciale și poate chiar niște chartere pentru oamenii care au treabă acolo. Se discută chestia asta. Să vedem în ce măsură. În toate țările? Ar fi interesant. Cel puțin în astea europene. În Europa, exact. În Europa cred că este posibil. Mai departe mă îndoiesc. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat în Australia, la Australian Open, cu acele chartere speciale, a ieșit un tămbălău. Da, ideea e că odată oamenii plecați la prima cursă, primele teste, prima cursă, după aia nu prea mai vin prin Anglia, rămân în zona aia, zboară de la una la alta. Și atunci rămân în bulele respective, cam asta e ideea. Acum, nici nu e confortabil că omul să fie plecat de acasă chiar 300 de zile pe an, da? Asta e, sunt și meserii mai dificile cu, cum să zic, nu putem să ne plângem chiar de milă tuturor. Aș vrea să-l salutăm și pe FG, care e alături de noi și face butoane. Uite, îl salută și lumea pe YouTube aici. Andrei Suciu zice salut, FG. Așa că salut, FG. Salutare, salutare tuturor.
Cred că s-a prins lumea că tu comentezi pe YouTube acolo. Salutare tuturor, ăsta e trademark-ul tău, uite, a scris aici, salutare tuturor. Și ca să închidem, nu știu cum să zic, fereastra de 5 ani, tu ai zis mai devreme, dar nu mai știu cum. Arăta foarte bine, să știi. Arăta bine, nu? Hai să o facem, că văd că îi avem aici în așteptare și pe Vali Porcișteanu și pe Adi Iliescu. Salut, băieți! Oh, bună dimineața! Salut, salut! Ne vedem? Ne auzim, ne vedem acum, da, e tot în regulă. Credeți, în centrul Bucureștiului nu avem internet. Ia hai să vedem, Vali, cu cine vrei să vorbești? Hai că am stabilit noi o coreografie cât voi nu erați pe fază aici. Voi toți. Nu, nu, zi un nume, alege un nume, hai. FJ. Cu FJ vrei, da? Deci... El vorbește cel mai puțin și vreau să vorbesc cel mai mult. Unde e, mă, în partea asta? Nu merge. Ia aici, aici. La aici, aici. 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 Nu merge. Nu ne-a ieșit. Interesant. Da. Da, la asta mai trebuie să lucrăm un pic. Am fost la Pojorâta Rally Team, la Suceava. La Suceava, da. Aveam sobă de teracotă în cameră, dar aveam internet țeavă. În inima Bucureștiului și am cercat 400 de internet și toate dădeau fail. Dar uite, nu avem voie să criticăm Digi, să știi, nu putem să zicem nimic. Dar Digi, n-am încercat Digi. Așa, păi poate treceți pe Digi, uite că acolo internetul Digi e mai bun, nu ca la Telecom. E aproape aici de noi, este Digi. Florin poate de fapt una. Bine, unde nu? Trebuia să dați o fugă, uite, la Digi. Intrați direct de acolo, din emisie. Exact, intram de acolo, da. Antal, ți-e dor de studioul de la Digi Sport? Evident. Abia aștept să înceapă, sincer. Sper să înceapă cât mai repede toată povestea. Cursele americane au început, noi așteptăm, evident, Formula 1 și MotoGP-ul, care văd deja că întârzie. Sper să înceapă martie, totul. Trebuie să spunem și faptul că pe tine lumea deja te-a putut auzi în comentariu, că erai în drum spre comentariu când ne-am auzit. Eu eram în Dubai și tu mergeai către cabina de comentariu de la Daytona. Da, am început, sincer, ruginisem puțin după o lună și jumătate de stat fără comentarii live. Dar oricum, mai bine decât anii trecuți când am stat mai multe luni, jumătate de an aproape. Acum a început să se miște roata în Statele Unite. Și nu mă refer la teste, mă refer la curse. A fost Rolex 24 pe Daytona. Incredibil, incredibil. Cât ai comentat din alea 24? Vreo 6 ore și un pic. Uf. Doar atât. Aș fi vrut mai mult, sincer, puteam mai mult, dar a fost conveniența de așa natură încât am fost 3 ore la început, 3 ore la sfârșit. Sincer, având în vedere că am comentat și Le Mans anul trecut, mă așteptam ca ultimele 3 ore să fie subțiri. Nu a fost deloc așa. Americanii au un stil, bun, circuitul diferă, vorbim de un circuit scurs sub 6 km, nu monstrul de la Le Mans. Aici, când se dă galben, se dă galben pe tot circuitul, se reface plutonul și, practic, ce câștigi, pierzi imediat când apare un full course yellow. Au fost vreo 12, dacă le-am numărat corect. Și ai spectacol, ai bătaie pe final. Numai că te așteptai la... Cine acolo pe final? Bătaie. Asta vreau să spun. Nu te așteptai însă la drame. Să-ți bubuie cauciucul când ești la 80 de secunde de lider cu exact 8 minute înainte de finalul celor 24 de ore, cu 5 tururi înainte, când tu reușești să vii de la 7 secunde în 10 tururi la 80 de secunde de lider, deci ești mai rapid decât el, e o dramă. De-aia eu fi bubui cauciucul, îți dai seama. Da, să știi că da, ai dreptate, pentru că Renger van der Zande a cam tăiat Bastop și Kane-ul, l-a îndreptat puțin, Vale despre ce vorbesc, și el a tot, Bastop și Kane-ul, începând pe stânga și revenind pe circuit mai apoi pe Speedway, tăia intrarea. Tăind intrarea, venea cu partea dreaptă în afara circuitului și cred că a lovit prea mult bordurile, au fi luat și ceva resturi, pentru că acolo s-au întâmplat multe accidente și și-a tăiat pneul. Dar există un mare semn de întrebare, pentru că exact aceeași pană i s-a întâmplat cu nici 2 ore înainte. Tot pe dreapta, nu era el la volan, dar vorbim de același echipaj, de aceeași mașină, același prototip 01, Cadillac Chip Ganassi, tot pe dreapta spate. Și a fost o explozie la viteză mare, pe speedway, la aproape 300 de km pe oră. Sincer, eu am crezut că s-a întâmplat ceva la motor, pentru că fiind la viteză atât de mare, în spate fumul era zdravăn. Nu te așteptai să fie de la o simplă pană. A fost de la pană. Deci ceva oricum a fost atins acolo, da, a fost în regulă acolo. Florin, ai urmărit cursa asta?
Foarte puțin, cred că pe la jumătate, mai erau vreo 10 sau 12 ore până la final, foarte puțin. N-am avut prins timp, un pic Antal, nu? În focuri acolo. Cred că abia pe final pe Antal și ceva prin timpul zilei, din păcate sunt prins cu tenisul ăsta australian, nu ne mai dă pace tenisul de la antipozi. Păi pasiunea nu moare, Florin, exact. N-ai cum să... Pasiunea, da, exact, se plătește. Valentin, tu cum stai cu tenisul? Ia zi. De masă sau de picior? Uite, bună. Vezi, ați o întrebare. De masă. Suntem la masă aici, avem un tenis de masă. De asta zic. Dar povestește-ne și tu pe cine e lângă tine acolo, că sunteți mascați amândoi mai ceva ca Antal când am început. Ca să nu ne încurci, care o fi Adi, care o fi Vali. Invers, mă, așa. El e Vali, eu sunt Adi. MG, schimbă și tu acolo, scrie și tu Adi și Vali. Adi și Vali. Invers, mă, că e de la stânga la dreapta. Așa, dacă e umbrul la pupitru aici, dacă mă vezi, zici că sunt de mix, am mixer, ia uite. Arată-ne ce ai acolo, ia uite. Da. In the mix. Un pic de muzică, pune și noi pe fundal aici, uite, ia. Cine ia, hai să te văd. Ia uite. Ușor cu muzică. De ce? Nu recomand. Să nu spargă boxele. Da, uite, avem o întrebare pentru voi deja, Adi și Vali. Adi și Vali, la pachet. Adi și Vali. Vali și Adi, uite, Andrei Suciu vă întreabă dacă v-ați amânat cazarea de la VRC. Winter, nu, nu mergem weekendul ăsta, frate, noi vrem weekendul ăsta, nu. Mergem acolo, acolo, facem noi raliul nostru. E da. Frumos acolo, nu? Ce să facem acum? Am amânat, dacă a venit încălzirea globală și la Winter Rally VRC Covasna. Nu știu ce s-a întâmplat, Horia, nu? Da, știu, am văzut un comunicat, prietenii noștri de la Rally Max au pus un comunicat pe net, ceva că s-ar fi amânat raliul, nu? Dacă în ultimul moment. De weekend, cum crezi că o să fie raliu acolo? Păi nu știu, frate, dar acum poți să-l amân chiar cu 3 zile înainte, așa? Decât să te duci degeaba acolo, la amân, ce zici? Zi, mă, dar ce, mă? Macadamul nu vă mai place? Care e problema? Da. Azi văzusem poze de la de pe probe și oricum deja erau un pic dus, adică se topea și cu siguranță dacă s-ar fi ținut etapa mai mult de o trecere pe probe, nu cred că apuca nimeni. 100% se rupea zăpada și căldurile alea, da. N-ai cum, nu se putea ține. În weekend arată 7 grade prognoza la Covasna cu Mandu. Se va putea ține de când l-au amânat ei atunci pentru februarie. Mai vedem atunci, câteva zile înainte. Da. O mai veni zăpada? Peste tot în Europa, nu neapărat la noi. La noi, nu știu, până acum, vă dați seama, suntem în februarie și nu a fost un viscol. Au fost minus 8 grade aici, undeva aproape de munte. Dar zăpadă gravă doar pe vârfuri și acolo bătaie mare și cam atât. Aceeași problemă au și cei din trofeul Andros, pentru că e și... asta a fost prima competiție care a început practic în 2021. Trofeul Andros pe Sport Extra se încheie acum sezonul și... Mie nu prea îmi place că e electric Antal acum. Îți mulțumesc! Ai spus-o tu, n-am spus-o eu. Și n-am spus-o numai eu, a spus-o și amicul Tom Dillman, cărui tată a participat la trofeu Andros 1000 de ori. A spus că acum, fiind electric, nu prea. Nu se mai întâmplă aproape nimic din punct de vedere al spectacolului. Dacă pleci bine, singura chestie a rămas care este mai fin la plecare, care reușește să dea drumul la curent, nu la gaz, și care reușește să aibă aderența de pe loc. Curent. Atât. Acolo se întâmplă lucruri și după care nu se mai întâmplă nimic. Dar competiția în sine, să știi că este spectaculoasă în continuare, mai ales că au și fete. Dacă îți vine să crezi, îi bate o fată în mod constant, nu la clasa supremă. Sunt mai fine, sunt mai... Bun asta. Ce s-a întâmplat? A pus Vali un zgomot ăsta de... Am înțeles, am crezut că e... Dar niște aplauze pentru Antal, putem, Vali? Ia, hai să încercăm. Sigur, avem de toate. Deci asta trebuie să o facem mim. Cum spune cineva și termină o propoziție, dăm drumul la aplauze. Și după aia și... În competiția asta, în Androstrofie, Margot Lafitte. Lafitte nu e un nume necunoscut, dar Margot are 40 de ani totuși. Păi, știi cum e, cu experiența vine viteza câteodată, nu? Nu este chiar mai aug asta, apropo, că am văzut în sfârșit prima fată acceptată în Academia Ferrari. Și acceptată pe talent, nu pe frumusețe, asta trebuie. Evident, să... Evident, pe merit. A fost o bătaie pe circuit, mă refer, serioasă între ultimele patru. Și până la urmă are 16 ani, nu? Din câte știu. Are 16 ani și nu e top model, ceea ce înseamnă că e chiar pe talent.
Aleasă. Și știe ce face. Nu știu dacă ați văzut, am dat în emisiunea în viteză de pe Sport Extra bucățica în care se întrece cu cartul cu Charles Leclerc și Lando Norris. Ce crezi? Da. I-a depășit. Foarte bine le-a făcut, să le bage mințile în cap. Exact. Ia uite, Valentin, deja te bagă lumea în discuție instantaneu. Unde? Ia ce se întâmplă, avem și noi niște merch de ăsta de vânzare, tu atac târziu sau mai coacem? Da, de când tot, știi cât lucrez acolo, am tot săpat, urmează, am trebuit să strâng și eu toate. Băi, dacă îți vine să crezi, acum nu vine. Să... scuze, ba da, chiar îți vine. Știi că la un moment dat, cu câteva ediții, am dat niște premii. Da. Mai ții minte, nu? Știu, cum să nu, da. Păi le-am dat virtual, că fizic nu le-a dat nimeni. E vie amintirea, da. Da, pentru că am vrut să strâng mai multe, ți-am mai zis data trecută și am reușit. Da. Sticăre, șapcă, tricou, din asta de cusut, peciuri, calendar. Așa. Deci am tot. Și când fac acum pachetul, să te ții bine, frate, curierul ăla o să plece. Ca Moș Crăciun vine. Uite, Florin Irimia chiar zice că ar vrea și niște măști, dacă tot. Ia de-i zoom, să vadă lumea acolo, ia. Dă-i zoom, să vadă lumea. Ia să dăm un zoom. Hai, FJ, fă-l mare pe Valentin, te rog frumos. Am mare. Mai mare decât l-au făcut titlurile. Așa. Ia uite-mă ce frumos. Și asta cred că e cel asta și are și versiunea 2, versiunea 1, versiunea 2. Du-te și tu, mă. Uite, V1. Ia uite. Mamă. Ușor că dă microfonul. V1. Auzi, da. Ca Bane, așa. Ce? Ca Bane, așa. Exact. Asta vreau să spun și pentru copii, dacă faci și merchandising pentru copii, VPR să le faci ca și cum ar fi doi colți de aia de Dracula. V-ul și coada de la râi și vezi că s-ar putea să fie ok, o guriță din aceea de inorog, că am văzut că se poartă acum, că inorogul este nu depinde de gen și este foarte căutat în momentul de față. Corect, ai dreptate. Mamă, ce mai faci, mă, măști acum, că s-a terminat treaba cu măștile? Ce vorbești, mă? Nu cred. Mai e mult până departe, știi vorba aia. Da, o să eu cred că va rămâne ca zonă de fashion. Era și înainte, mai își punea lumea un guler, o bandană, o balaclavă din aia decupată, dar acum s-ar putea să rămână ca fashion. Florin, dar pe tine nu te-am văzut niciodată cu mască. Nu. Păi nici n-ai avut ocazia când să mă vezi cu mască. Nu ne-am intersectat, dar port. Sunt chiar foarte atent la chestia asta. Dar chiar mi-ar plăcea să știi. Să te mai rămână pentru la bănci când te duci acolo. This is a robbery. Na, mai pui și ochelari și blugă și gata. Ia zi, Florin, aștepți cu nerăbdare reîntâlnirea cu Antal în studio? O să aveți de asta de separator din ăla între voi? Sau cum o să faceți? Nu. Să știi că a fost o discuție la un moment dat să se pună ceva de genul ăsta în cabinele de comentariu, dar și-au dat seama că e absurd și au renunțat. Dar să știi că noi în mașină și altă dată că am pus și noi în mașină. Ați spus? Nu. Da, nu ți-am arătat? Uber? Nu, între scaunul din dreapta și din stânga. Nu cred. Cum? La terase, știi, plasticul ăla, mă rog, un fel de... Nu dur. Pe ramă pus plastic din ala moale, am înțeles. Așa ca pe perdea, pac, între noi, dai cu cotul în el, dă-te mai colo un pic, știi? Adică păi și să... vezi prin ăla dacă trebuie să te uiți. Dacă e transparent. Păi da, mă, dar... Nici nu-l vezi că e acolo. De afară nu-l vezi că e. Îl simți dinăuntru doar, că nu vine vibe-ul spre tine. Nu vine vibe-ul. Ok. Da. Dacă deschizi geamul, fâlfâie ăla, nu? Da, flutură, da. Mașină, noroc, cu viteză prea mare. Am înțeles. Păi și în studio, la grila de start, acolo unde o să aveți, nu știu, așa faceți un studio înainte, nu, Antal? O să aveți acolo un despărțitor? Da, nu, stăm departe unul de altul. Pe TV pare că suntem foarte aproape. Crede-mă, nu suntem deloc aproape unul de altul. Sunt cel puțin 3 metri între noi. În studioul ăsta nou al vostru n-am fost. Tot vreo 3 metri aveți noi. 3-4. Și acolo păreți foarte departe, Vali. Tu cu mai avem și un... Stai așa. Tu vorbești acolo că ți-arăt. Avem aici un... Ia să vedem ce ne arată Valentin. Ia fă-l mare, FJ. Oh, ia uite. Ce frumos. Ce e la Adi? Cine e băiatul? Este ursulețul preferat al unei prietene comune de-al meu cu Vali. Are și cam curs în spate aici, play seat, cu tot ce trebuie, dar ăla nu-i pentru noi, Horia, știi că noi nu suntem cu... Fă-l vedetă. Eu pe vlogurile pe care le fac pe Sport Extra mă trezesc din când în când vorbind singur cu Coțesoasă, să știi că nu i-am găsit nume. Uite, poate cu ocazia asta îmi dă cineva o sugestie. Vorbesc cu... Coțesoasă de curse! Nu-mi iese faza cu pentrilocul, dar eu insist.
Să știi că avem prieteni foarte inventivi aici pe YouTube și ar putea să ne dea niște sugestii. Cum să-i spunem țestoasei lui Antal? Haideți să... Atenție, să ne... este o țestoasă specială, e țestoasa de curse. Nu să e... dăm un nume țestoasei de curse a lui Antal Putinică. Până atunci, uite, Manu Resiga îl întreabă pe Valentin și pe Adi. Voi n-ați avut amândoi COVID, de ce mai țineți măștile? Că vă auziți de parcă ați vorbit de sub apă. Important e că ne auzim. Păi da, am avut o formă mai ușoară și n-avem anticorpi și îl mai putem face încă o dată. Și nu mai avem. Da. V-ați testat de anticorpi? Normal. Ia uzi. IgG și IgM, celebri, deja. A fost o formă ușoară și corpul nu a dezvoltat anticorpi și ești practic virgin din nou. Da, virgin de COVID. Da. Dar uite, vezi, am găsit și suport de microfon personalizat cu atac târziu, ai văzut? Fabulos, ia uite, excelent. Aveau la magazinul de muzică de aici, de jos, de la parterul blocului. Au auzit de noi, au făcut deja... Aplauze! Hai, aplauze! Gata, de până doamne aici, poate. Asta e de pe stadion, direct. Uite! De pe stadionul din 2019, pe stadioanele din momentul de față, nu mai auzi așa ceva. Antal, fii atent că avem deja sugestii de la prietenii noștri. Eugen zice să-i zici Turbo. Turbo? Ce amintiri mă leagă de Turbo. Guma Turbo, mai țineți guma minte? Guma Turbo, cu surpriză. Turbo cu ciupriză. Așa era pe vremuri, că eram mai micuț. Uite, Bogdan zice să-i spui Nitro. Nitro. Sau Beetle, în cazul... Deci până acum se văd că se terminau toate în O. Beetle. Beetle, da, Beetle e cam dulce, eu o vreau agresivă. O vreau... O țestoasă agresivă. O vreau, da, e cam fabulă. Deci vreau să ajungă prima cu... Da, uitați să scoate următorul de pe low. E tot pe low rămasă. Dă-i pe high. Cine? Testoasa ta. Merge cu a 6 la 30 la oră. Da, păi nu contează, dar aia trebuie să ajungă la capăt. Păi da, dar și diferențialul ăla să ajungă tot la capăt. Uite, poți să-i spui Speedy sau poți să-i spui Agripina. Agripina. Uite, și asta e bună. Kimi, e genial. Ar fi, mai ales că mie îmi place Kimi Raikkonen foarte mult. Și William se zice că ar merge, că nu e prea rapidă. Stai să vedem, pentru că în momentul de față, și Florin cu siguranță știe lucrul ăsta, se pare că Renault-ul se duce spre Williams până la urmă și nu m-ar mira să se lege acolo un parteneriat. Renault are nevoie în Formula 1 de echipă de suport, echipă client. Au încercat cu Sauber, au dat cei de la Alfa, mă rog, grupul mare. Cum se cheamă? Stellaria. Cum se cheamă grupul dintre... Hai, Florin, luminează-ne tu. Grupul mare. Dintre Peugeot, PSA și Fiat Chrysler. S-a format anul trecut, acum două luni. Da, nu știu cum îi zice, știu că s-a format. Stellarus, Stellante, o chestie de genul ăsta. Și au zis nu, păstrăm colaborarea cu Sauber. S-ar putea să nu rămână cu Alfa Romeo. Alfa Romeo este brand pentru anul acesta. Pe viitor, de ce nu? Maserati, poate. Dar sunt curios dacă pun Ferrari cu Maserati. Alfa Romeo măcar are o tradiție zdravă în Formula 1. Și Renault s-ar putea duce către Williams. Și din momentul ăla Williams, eu știu, va mai fi ultima? Nu știu, nu cred că va mai fi ultima, da, ai dreptate. Dar Williams sau o combinație acolo cu Mercedes deocamdată, nu? Deocamdată, nu vorbesc de anul acesta. Vorbesc da. Pentru că se schimbă regulamentul, nu știu, la anul, poate în 2 ani, că nu mai poți face niciun fel de predicție. Eu când văd că își asumă anul viitor se va schimba nu știu ce, peste 6 luni, nu știu cum se mai riscă să facă astfel de... Să vă cer și eu un sfat, nu un sfat, adică un pronostic. Între băieții ăștia doi de la Haas, Mazepin și Mick Schumacher, Antal, cine iese primul anul viitor, anul ăsta? Ce zice dacă îl bate Mazepin pe Mick Schumacher? Ia zi, Florin, tu ce părere ai? Sunt de aceeași părere. Dacă e să ne uităm la... Să ne uităm și la ceea ce înseamnă latura sportivă, cred că Mazepin... Din ce l-am urmărit în Formula 2, în Formula 3, în campionatul european, cred că e mai, nu știu cum să-l descriu. Mai rapid, mai rău? Mai ca țestoasa lui Antal. Nu știu dacă neapărat mai rapid. E mai agresiv, exact. E agresiv, câteodată mai puțin calculat, nu e foarte cerebral, dar e un tip agresiv și din nebunia asta lui s-ar putea să iasă niște lucruri interesante. Îți dai seama, mai ales că el va avea reperul ăsta Schumacher la echipă. Asta vreau să spun, este o chestie de orgoliu să-l bată pe Schumacher. Unu la mână, doi la mână. Este genul de pilot, așa cum am spus-o în ultimii 2 ani și am fost de acord împreună.
nu se gândește de două ori. Deci el când vede o oportunitate, are instinctul ăla de racer. Vede un gap, fie el cât de mic a trecut, nu stă să-și pregătească atacurile, nu îl studiază pe cel din față, patru tururi. Este ori la bal, ori la spital. Până acum a cam fost echilibru între extremele astea două, dar cine știe. Poate odată ajuns în Formula 1, din bad boy, dacă el este un pilot foarte bun, foarte rapid, dacă reușește să devină, cum să spun, nu neapărat mai civilizat, mai organizat, mai sportiv și în viața civilă, s-ar putea să avem o surpriză. Evident, nu știu cât va fi lăsat acolo de Ferrari să se urce peste Mick Schumacher. Asta e problema. Asta e marea întrebare, da, într-adevăr. Din câte am înțeles... Au nevoie și de mașină până la urmă. Au nevoie și de o mașină, pentru că se vorbește mult despre motorul Ferrari. Ce o să facă Ferrari anul ăsta? Un motor wow, un motor care trebuia să apară în 2022, dar a fost coborât pentru 2021. Da, așa pe hârtie lucrurile arată bine. Mă refer la Ferrari pentru că este producătorul care dă motoare celor de la H și care colaborează foarte strâns cu timul american. Iar și acolo s-ar putea să apară o surpriză. Se vorbește mult despre Ferrari, dar să nu ne umflăm și să considerăm 2021 drept anul salvator pentru scuderia. S-ar putea să nu fie așa. De asta spun. Au nevoie și de o mașină cei de la H, și Mazepin și Schumacher. Bine, de asta am întrebat între ei doi care ar fi scorul, știi? Că până la urmă cam ăsta e adevărul, că nu știm cu cine se vor putea bate din postura aia. Da, și mă gândim mai cu minte, e mai calculat. Scuze. Nu, spune. Nu, între cei doi Schumacher e omul mai calculat, mai atent. Înțeleg că lucrează foarte bine cu echipa, are plusul ăsta. Față de Mazepin are avantajul că știe să comunice cu echipa. Lucru pe care l-a învățat în Formula 3, cu care s-a mutat în Formula 2 și a construit o relație foarte bună cu Academia Ferrari, cu echipa Prema, și el pleacă cu plusul ăsta în Formula 1. Înțeleg că știe să comunice foarte bine. Spre deosebire de Mazepin, care știm ce a făcut, îi cunoaștem bine comportamentul, bătăile încasate de adversarii săi de-a lungul anilor. Da, la propriu. E mai neșlefuit încă rusul. Bine, acum, din informațiile din spatele scenei pe care le am, amândoi au testat în mod intensiv fiecare cu echipa lui, în sensul că Mazepin... Amândoi cu Ferrari. Și Mazepin chiar și cu Mercedes. Din câte am înțeles, a făcut turul lumii cu mașina de anul trecut a celor de la Mercedes, 2019, adică. Nu, e mașina de acum 2 ani, 2018, da, și 2018, pentru că n-au voie să testeze modele mai vechi, modele mai noi de 2 ani. Dar toți copiii ăștia cu bani fac așa ceva. Stroll a făcut treaba asta, ajutat de tăică-s. Latifi a făcut treaba asta. Nissan, da. Și eu am spus-o de multe ori, eu am vorbit cu Antal de mai multe ori în direct pe DigiSport și am spus Nissan o să fie pilot în Formula 1. Într-un an, 2030, va fi în Formula 1. E impresaria de Gianpaolo Matteucci, care exact, Matteucci în spatele lui. Sirotkin și cu Fisichella înaintea lui, deci direcția e clară. Nu s-ar fi implicat dacă nu erau banii necesari în spate acolo. Dar bani se face sunt... și Mazepin. Da, bani categoric. Sunt și la Mazepin în spate, vorba aia, de când se chinuie tatăl să-i cumpere echipă fiului, o să reușească. Săracul, da. O să vedem care, da. Săracul. Săracul, la tuturor nu e greu, da? Nu la fel. Ce așa, te faci când în Formula 1 pe viitor or să fie, pentru că există spectrul ăsta, jumătate din echipe, dacă nu mai bine, cumpărate de niște părinți pentru copii? Se întâmplă deja, în prezent, se va întâmpla în viitorul apropiat. Și dacă se mai și retrage un Mercedes sau un... Din momentul ăla lucrurile devin cât se poate de complicate. Pentru că totuși, totul în perioada asta are nevoie de bani ca să... Îmi aduc aminte că Stroll și cu Mazepin erau în karting amândoi și toată lumea era foarte impresionată că Stroll cumpărase echipei pentru care evolua el acolo, respectiv echipa Zanardi, condusă de Dino Chiesa, cumpărase echipei un camion în valoare, nu știu, zicea lumea, cam de 1 milion de euro atunci pe vremea aia, care se ridica așa cum se ridică motorhome-urile din Formula 1, ca să poți să vezi de pe el tot circuitul de karting. Și toată lumea zicea, uite domnule, a cumpărat ăsta un camion ăsta de 1 milion de euro, domnule, extraordinar. Și acum dacă stăm să ne gândim câți bani cheltuie pe echipele de Formula 1 și așa mai departe, e de-a dreptul hilară povestea, că ce înseamnă un milion era ieșirea într-un antrenament. Cred că e mai mult de 1 milion de euro ieșirea într-un antrenament de Formula 1. Prezența de vineri din FP1.
Da. În antrenamente, da, da, da. E mult mai mult. Cred că o zi de teste costă 1 milion, așa, scurt, pe un circuit de casă. Dar să ieși în Formula 1, pe lângă punctele de superficiență, care înseamnă niște bani cheltuiți ca să poți să iei punctele alea și așa mai departe, e complicat rău. Depinde și cu cine o faci, dar din câte am înțeles, între 600 și 1 milion, da, ar fi. Dar nu se poate fără bani. Asta este cât se poate declara. Adică, mie îmi pare foarte rău, de exemplu, sper să nu dispară, pentru că Academia Ferrari nu este neapărat exemplul de oferit acum, dar Academia Williams de piloți este un exemplu. Au promovat piloți care nu aveau bani și care aveau talent. Nu, da, e adevărat. I-au dat altora, nu au fost în stare să-i țină pentru ei. Lewis Hamilton, când el era mic și nu avea bani, a mers pe banii lui Rosberg. Da, da, băi, uite, spre exemplu, Jake Aitken, nu? Care e junior Williams. Aitken, cum îl cheamă, britan? Tinctum, și el, destul de imposibil. Tinctum, da, și pentru ei probabil plătește Nissan-i, fără să-și dea seama. Da, și vezi că mai sunt niște copii în spate care au foarte mulți bani. Eu mă așteptam ca Sean Gălel deja să fie în Formula 1. Deocamdată nu este. Nu, a renunțat la drumul ăsta pentru că pur și simplu nu e cazul la el. Adică e mai mult mai bine pentru el să se pregătească pentru LMPH, nou hipercar din Le Mans. Acum face LMP2 anul ăsta. Nu știu dacă l-ai prins în karting sau chiar în monoposturi pe Camille la Liberté, tânărul la Liberté. Era un canadian. Taicăsul era coacționar la Cirque du Soleil și acela, un copil cu foarte mulți bani. Dar n-am mai auzit despre el. Știu eu povestea cu la Liberté este că ar fi cumpărat echipa Van Amersfoort pentru Formula 3, ceea ce e adevărat, se știe. Și participa în Formula 4, în Formula 4 germană, cu Van Amersfoort. În timpul iernii a testat și mașina de Formula 3. I-a plăcut foarte tare, s-a simțit foarte acasă în ea. Ar fi vrut să facă sezonul până la urmă de Formula 3, nu de Formula 4. S-a răzgândit omul în iarnă. Problema a fost că Van Amersfoort semnaseră deja 4 piloți pe sezonul ăla și nu mai aveau voie să înscrie o a 5-a mașină. Au fost probleme mari, s-a cerut către FIA: domne, dați-ne voie să mai înscriem o mașină, că la Liberté, uite, acționarul nostru vrea să facă și el Formula 3, s-a săturat de Formula 4, îi place, vrea să vină aici. Nu i-au mai dat voie cei de la FIA lui Fritz Van Amersfoort să înscrie o a 5-a mașină, au fost foarte șocați, s-a blocat treaba și atunci la Liberté a zis: bă, lăsați-mă cu prostiile astea, cu mafia voastră, cu sportul, cu motor, și a renunțat. S-a lăsat de tot de sport și a vândut și echipa. Da, nu știam povestea, știu doar că nu l-am mai găsit pe nicăieri în ultimii ani, deși era căutat, se pompa bine în imaginea lui la Liberté în urmă cu vreo 4-5 sezoane. Dar legat de ceea ce spunea Antal mai devreme, și 2021, și nu avem cum să nu fim de acord cu treaba asta, rămâne cu un mare semn de întrebare: când începe, dacă începe, chiar astăzi, și am pus la noi pe Facebook, pe grila de stat oficial, un articol, chiar astăzi a apărut o informație, deocamdată nu e oficială, cum că acele două curse de MotoGP din Qatar nu se mai întâmplă. Sezonul nu o să înceapă în Qatar și se pare că nu o să fie debut în martie, se împinge ușor către aprilie, o etapă la Portimao, dacă nu cumva chiar două etape la Portimao. Nu se poate intra în Qatar în momentul de față. De asta stau și mă gândesc, dacă nu se intră în Qatar, se poate intra în Bahrain pentru teste și pentru prima etapă de Formula 1 la final de lună martie? Da. Nu știu ce să spun, dacă se poate intra în Bahrain sau nu. Au fost destul de duri când a fost vorba de intrări și ieșiri cei din Bahrain data trecută, când s-au făcut testele oficiale acolo. Dar uite, în legătură cu MotoGP, ne întreabă Flow72, ce părere ai de zvonurile astea, cum că Dovi l-ar înlocui pe Marquez în prima parte a sezonului? Înțeleg că Honda nu-l vrea, Dovi și-ar dori să meargă, chiar dacă Dorna nu le permite celor de la HRC să înscrie, se vorbea despre asta, să înscrie un al treilea model sub culorile Repsol, cu care Doviciozo să facă sezon complet, sunt șanse foarte mari ca Marquez, cât absentează, să fie înlocuit de același Stefan Bradl. Ideea per total e una frumoasă, cu Dovi revenit la Honda Repsol, dar eu niciodată n-am fost fanul ăsta al lui Doviciozo la echipă de uzină Honda, ținând cont de ceea ce a făcut în perioada în care a concurat acolo. A avut o singură victorie norocoasă. Apropo de întrebare, din câte am aflat și din câte am citit, Bradl va fi omul care va înlocui pe Marc Marquez la început de 2020. Nu Dovi, am înțeles. Nu. Antal dă un restart, ne-a anunțat că are o problemă cu internetul între timp. Uite, o întrebare și pentru Vali și pentru Adi,
care se pare că se plictisesc. Așa, hai să ne revenim, băieți, să vedem care. Băi, este bun, aici am căscat sub mască, vede sub masca asta. Păi da, mă, Vali, trebuie să fii și tu polidisciplinar, așa, nu numai raliuri. Uite, dezide despre Monte Carlo, spre exemplu, ce părere ai, ce s-a întâmplat acolo? Nu știu, mai să vorbim despre CNR, frate, lasă-mă. Uite-l, frate, ăsta, nici Monte Carlo nu-ți place. Ba da, dar l-avem pe omul aici să ne spună și el ce face la raliuri, care-i treaba, e și campion la grupa H anul trecut la clasa... Da, mă, am văzut asta, dar s-a uitat și el la Monte Carlo, nu? Ia zi-ne, Adi, cum a fost anul ăsta, ți-a plăcut? L-am urmărit cât de cât, însă nu mai prefer să mă uit la VRC, adică văd la rezultatele la final și un scor rezumat. Mi se pare că se duc într-o zonă în care totul e așa, parte ambigu, adică eu sunt fan Terry Neuville, și am citit că s-a, mă rog, a decis să nu mai meargă cu fostul copilot. I-au adus un copilot nou, niște tamtamuri de-astea care nu mi-au plăcut și de asta nu m-am uitat. Nu am analizat în detaliu Raliul Monte Carlo, însă sunt la curent cu ce se întâmplă în CNR și ce plan are federația pentru anul ăsta, în India, în care a apărut treaba cu lotul național de juniori, care mă încântă foarte mult. Și mi se pare o chestie de bun augur făcută de federație și pornită anul ăsta, în care sprijină tinerii și, de ce nu, ne întindă o mână de ajutor să putem să facem performanță și afară. Ok, am înțeles foarte bine. Deci asta, uite, ridică mingea la Filou și Andrei Sandu, care întreabă către ce te îndrepți în 2021. Ce urmează pentru tine, Adi? Ce mi-aș dori sau ce o să se întâmple? Știi? Nu hai zile pe amândouă, zi întâi ce ți-ai dori. Se fac sezon complet atât în România cât și Balkan Rally Trophy. Doresc să iau startul la mai multe etape europene. Mi-am dorit inițial anul ăsta să încerc către câteva etape din RC, însă șansele scad și sunt din ce în ce mai mici. Cu siguranță încerc să iau startul măcar la 2-3 etape din campionatul balcanic și de ce nu poate sezon complet în România, însă deocamdată nu este nimic sigur, nu am definitivat un buget. Am înțeles. Și ai, cum să zic, promisiuni sau așteptări sau n-ai renunțat, nu? La vis. De renunțat nu cred că vei renunța niciodată, pentru că totdeauna există o șansă, o mică urmă care speri în ea și tragi cu dinții de fiecare dată să poți să mergi mai departe sau să poți să-ți atingi acel target pe care ți l-ai propus. Așadar, nu am renunțat încă. Consider că mai este timp. Trăiam cu un mic regret pentru că nu l-am startul la Raliul Zăpezii weekendul ăsta. Uite, foarte bine. S-a întâmplat să se amâne. Exact. Și chiar îl așteaptă și pe el. Mă așteaptă și pe mine, mă mișc un pic mai greu, dar sper chestia asta să fie de bun augur și să reușesc să fac rost de bugetul necesar, să încep și eu campionatul de la prima etapă, așa cum ar fi corect. Ok, foarte bine. Spune-ne un pic, tu te uiți la cursele astea de Formula 1, de MotoGP, urmărești așa ceva sau ca Valentin, mai mult CNR și... Nu, doar... Nu? CNR, karting cu copii cu care am mers ani de zile și... Mai faci karting? Mai participi acolo? Te mai dai? Eu nu mai particip din 2007 la karting, însă am fost alături de câțiva piloți ani de zile. Acum am decis să mă concentrez mai mult asupra mea pentru că îmi doresc să evoluez mult mai mult și... Să încerc să cresc ritmul meu până când copiii vor fi suficient de mari și eu probabil după aia mă voi reapuca de chestia asta. Însă până atunci încerc să evoluez eu. Am înțeles. Uite, avea o întrebare aici de la... Stai așa că am pierdut-o. E normal, e luată de juniori. Încă mai are timp. Păi nu, știu, dar stai, nu, mă refeream așa ca antrenament. Nu știu, kartingul e bun ca antrenament, de asta zic. Are asta, electric. E foarte senzațional. Senzațional, da. Am niște probleme. La spate și nu pot. Am înțeles, da. Dar auzi, Horia, întreabă-ne și pe noi dacă ne uităm la raliuri. Da, bine. Credeți că a scăpat de mine. Hai să spun ce s-a întâmplat. Asta mică. A luat cablul de la router în picioare și la... A dărâmat Bradu. A dărâmat Bradu, exact, da. Păi uite că și lui Florin îi lipsește Bradu. Pentru cățel. Bine! A trecut înainte și pe la noi aici, ne-a stricat și nouă combinația. Ia zi, Antal. Eu să știi că mă uit la raliuri, sincer. Adică, te uit la raliuri, ok.
gândește-te că eu am început, mă rog, drumul în televiziune, n-aș pune carieră pentru că nu există, dar drumul în televiziune am început făcând pentru Canal 31 în 1994-95, înainte să apară ProTV, pentru canalul de sport, Canal 31, cum îi se spune atunci. Făceam rezumatele de raliuri și VTM și chiar mergeam la raliuri în Iași, în Sibiu. Făceam inclusiv live-urile de motocross, pentru că se făceau live-uri de atunci de la Zărnești. Așa că eu cu el am început și credem, mi-a plăcut foarte. După care, mă rog, am trecut pe zona asta de circuit. Antal, acum în 2021, pe ce posturi de televiziune urmărești radio? Nu, pe internet urmăresc, nu pe televizor. Am urmărit anul trecut pentru că au avut cei de la Sport Extra, au dat de dau 6 minute sau un rezumat de genul acesta din ultimele două raliuri. Dar nu, mă uit când am timp, nu le urmăresc în direct, de ce să mint? Nu, dar când am timp și vreau să-mi clătesc puțin ochii și mintea și nu știu, e cu totul altceva. Nu o să uit momentul în care, cred că se întâmpla acum 14 ani sau 15 ani, când pe o super specială de 28,7 km, doi piloți au terminat în aceea zecime de secundă. Pe Macadam, trasee diferite, a fost pus pe YouTube, Sebastian Loc, cred că era unul dintre ei, a fost pus parcursul celor doi, la un dat se ducea în față, două lungi de mașini, unul, celălalt, stiluri diferite. Cum să termini 30 de kilometri în aceeași zecime de secundă? Mi se pare fenomenal. Deci am făcut de aceeași mamă oamenii aia. Nu știu. Aproape, ai văzut, ca la Ghost în jocuri, nu? Vezi acolo. Exact așa. Deci, Vali, dar de ce nu ne spui și tu care sunt planurile sau speranțele tale, uite, pentru anul ăsta? Că lumea sunt convins că ar vrea să știe de azi, am auzit. Înțelegem foarte bine, ținem pumnii. Dar tu ce vrei să faci? Eu momentan n-am nimic clar stabilit. Vreau să merg la cât mai multe etape. Nu știu cu ce. Avem Mitsubishi-ul de anul trecut încă în construcție, după creșul de la Iași. N-am reușit să-l punem în picioare. Dar dacă va fi să nu găsim altă variantă, zic că îmi doresc să merg cu un R5. Dacă va fi să nu se întâmple ce ne dorim, îl avem acolo în curte, cum se spune, de backup și o să facem câteva etape cu el. Poate și ceva super rally. M-ar putea să merg să fac puțin show. Poate și pe la coaste, în deschidere, cum mergeam de regulă, dacă se va da drumul la spectatori așa cum era pe vremuri, de când eram noi la curse pe vremuri, aveam și spectatori. Când eram tineri. Da, și mergem să facem un pic de show, dar vreau să mă axez foarte mult anul ăsta pe partea de renting și de coaching. Ai văzut, au tot crescut mașinile în curte, acolo au ajuns un număr destul de ridicat și o să merg cu copiii să-i susțin, așa cum face și Adi. Foarte bine, bravo! Ne închidem mașinile, mai mergem în dreapta cu ei, mai facem un coaching, mai... Na. Și e talent la nivelul ăsta de copii care... Mai e talent, da. În karting cel puțin... Iar a dat ăsta cu karting-ul. În karting chiar e... Lasă karting-ul, vorbim de raliu acum. Da, mă, Vali, dar raliu poți să-l începi de la o anumită vârstă. Karting-ul poți să-l începi de la 6 ani, nu? 5 ani. Da, la salon paralel de la 12 ani copii. Foarte bine. Da, și până la 12 ani... Nu trebuie până la 12 ani poți să aibă 6 ani de experiență în karting. Bine, las pe Adi să facă... Stai că putem lega puțin zona asta de tinere speranțe cu raliu. Anul trecut, în toamnă, a fost Women Rally sau ceva de genul acesta, unde a participat și fata aceea. L-a și câștigat de altfel. Cum o cheamă? 14 ani, 15 ani, care a fost și în raliuri. Alexandra Teslovan? Nu. Cum? Alexandra Teslovan? Cred că Alexandra. Nu, da, a fost anul în emisiune, acum două săptămâni, da. Da? Da. Îți trimit link-ul de pe YouTube, Antal, să vezi. Cum niște. Acum două săptămâni? Că era imediat după sărbători, atunci nici nu mă răspundeai la telefon, Horia. Nu, acum o săptămână. Ce să mai zic? Acum o săptămână mai merge. Nu, scuze. Săptămâna trecută a fost Mani Ghinești. Acum două săptămâni. Da. Pe la ediția specială. Senzațional. Mie mi se pare că, nu știu, poate Adi sau poate Vali pot confirma, pentru că noi nu avem... Noi suntem foarte mult în studio, din păcate, și nu avem contact direct cu toți cei implicați în motorsport. Eu cred că țara asta în continuare are un cuvânt de spus în zona asta, pentru că, nu știu, cred că avem în fibră, avem, pentru că, ok, partea de coaching, așa cum spune Vali, partea de experiență, ți-o faci sau nu ți-o faci și oricum poate nu ți-o faci la nivelul celei pe care ai putea o primi afară, dar... Sunt copii care la 10-12 ani nativ merg țeavă.
Legat de, legat de Alexandra, pot să spun că urmăresc încă de când s-a apucat, pentru că venea în fiecare weekend cu, cu tatăl ei, venea la Academie, la Titi și, și se antrenau dinainte să, să înceapă cu campionatele. Deci chiar, chiar cred că va avea succes. Alexandra va fi una... Și faci corecția, Dinu? Corect. Da. Sunt pașii făcuți corect și cred, cred că ea va fi un, un model de femeie cu adevărat exemplar în motorsport și nu doar sexism și misoginism ce ni se prezintă de către alți participanți din campionatul național de raliu. Dar tu, ca tânăr raliist alături de bătrânul raliist Vali Porcișteanu de lângă tine, simțiți așa că... Experimentatul, veteranul. Nu, nu, dar, că nu ales bine vorbele, Antal, stai liniștit. La păr, deci pe Vali, pe Vali îl apreciez și l-am văzut, mi se pare, prima dată când era în echipă cu tata la Eurolines. Eram pe la... Eram da, da, la cum sună tata. Asta? Cum sună asta? Tata. Păi și eu tot un fel de tata lui, să știți. Nu, dar am vrut să vă întreb, voi când aveți plăcerea, privilegiul de a concura alături de doamne, domnișoare și așa mai departe, simțiți așa că vine în voi o stârneală de asta negativă sau vă bucurați că aveți de a face și cu domnișoare în sportul cu motor și cu doamne? Eu cel puțin m-aș bucura ca doamnele din motorsport să aibă rezultate cu adevărat remarcabile și să profite de ele și să-și creeze o publicitate, nu să se lege de alte subiecte pentru a-și crea o imagine pozitivă. Și ne bucurăm că sunt la clase separate. Da. Dacă adică la case separate, ce înseamnă asta? Bună asta, bravo! Okay. Nu, deci e clar, lasă coaching-ul, lasă rating-ul, apucă-te de treaba asta, mie mi se pare că... Bă, frate, aici nu vezi, este mobil, am scos geamantanul, pac, pac, în 2000... Da, Antal, stai să ne lămurim! Vedem cu cască pe urechi, nu știu dacă ați văzut concertul lui David Guetta din noaptea de anul nou, de la Paris, de la Louvre. Nu. Groaznic. Era singur, înconjurat de 10.000 de reflectoare și atât. A fost, nu știu, este de altă lume. De aceea poate e un viitor în zona asta. Dar să știi că tu poate nu îți dai seama de gravitatea faptului pe care l-a făcut Valentin astăzi, pentru că el nu e acasă la el. Deci Vali are un studio mobil, că altfel nu pot să-i spun. În portbagaj. Ca orice DJ profesionist își ia sculele de... Absolut, și nu vorbește pe orice microfon. Este case-ul de la tractor, adică de la mixerul de muzică. Și am parcat tractorul fără așa și am folosit case-ul pentru toate nebunile astea de pe aici. Evgeni, l-a pe David Guetta? Da, a fost, deci a fost superb. Știi, DJ, pentru că am fost la concerte și am vorbit cu unii dintre ei acum ceva vreme. Se hrănesc foarte mult, ca orice formație de altfel, când oferă un concert. Dacă publicul răspunde, îi încarcă și, așa cum s-a întâmplat cu Bon Jovi, când a venit la București, i-au dat cu jandarmii de pe scenă, nu vreau să mai plece. A ținut partea de bis cât a ținut concertul. S-au simțit atât de bine. Revenind la fete, știi care este temerea mea, cea mai mare? Nu neapărat cu fetele, cu tot curentul acesta de egalizarea valorilor sau tot ceea ce înseamnă exponenți din diferite clase sociale, genuri, culori, rase și așa mai departe. Să nu fie, la un moment dat, împinși unii de dragul de a avea diversitate. Asta este marea problemă. Fete au fost dintotdeauna în competiții și vezi că unele chiar au bătut băieți bine. Da. Michel Mouton. Așa, Vali. Michel Mouton, putem să venim și mai aproape, să știi, nu neapărat la noi, pentru că americanii au fost mai deschiși la genul ăsta de prezență. Ei, cei drept, au căutat și o fată frumoasă și care să, pentru că asta este marketingul american. Dar Danica Petric a câștigat acolo. Catherine Legg este încă în activitate. Au avut echipe, au avut la un dat 4 fete pe grila de start care au obținut să rătim calificativ în Indy 500. Corect. Da, și în Indy 500 vezi că se merge cu 300 și aproape 30 medie pe turul de circuit. Nu mulți pot face acest pas. Fernando Alonso recent nici măcar nu s-a calificat pe grilă. Ca să înțelegem cât de tari erau acolo au fost alte probleme la Fernando. Sunt de acord cu tine, dar totuși poți să pui în balanță dacă te uiți doar așa pe fișa de rezultate. Da, categoric. Dar și noi avem fete talentate, una dintre ele. Alexandra Marinescu, care a făcut performanță în karting și care
A fost la noi, în grea de star, nu, Florin, la un moment dat? Da, 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 a fost Alexandra. Da, cu Alexandra, de exemplu, am lucrat acum 2 ani, parcă, și se pregătea pentru Women's Series, vrea să participe în... În Formula 4, nu? În Marea Britanie urmă, da, să... Da, da, da. A făcut câteva etape în Formula 4, dar a vrut să ia startul la W și n-a reușit să intre acolo pe grilă, dar apropo de W Series, o să fie în weekendul cu Formula 1, nu știu dacă difuzați Antal, Florin. Și, da, am înțeles. Scuze. Florin, cred că știi mai multe. Am înțeles că se negociază separat drepturile. Exact. Eu nu știu nimic. N-am avut timp să întreb despre contract, dar oricum, dacă aflu ceva, o să postez la noi pe Facebook. Deocamdată, din câte știu, nu se transmite. Nu intră în pachetul de Formula 1 cu Formula 2, Formula 3 și Supercupa. Da. Am înțeles. Din câte am înțeles, vor fi chiar branduite pe echipe de Formula 1 mașinile acolo. Adică Mercedes va avea 2 fete, Ferrari va avea 2 fete și tot așa. Asta se urmărește, exact. Să, dacă tot au dus competiția în weekendurile de Formula 1, măcar să existe asemănare. Afiliere, da. Da. Afiliere nu există. Cred că nici nu dau banii pentru acele monoposturi. Pur și simplu vor fi branduite, da, ca să semene foarte mult cu Formula 1. Da, dar a fost și un noroc aici, a fost și un noroc pentru că DTM-ul în formula veche a dispărut, W Series era o formulă suport pentru DTM, vorbează despre fete, deși DTM-ul a încercat chestia asta în Europa, a fost cred că una dintre primele competiții care a adus fete pe grilă, Vanina X, Catherine Legg, au fost acolo Suzy Wolf, fostă Suzy Stoddard, au fost vreo 4-5 dacă nu mă înșel. Și n-au prea prins, nici n-au avut performanță, n-au avut rezultate fantastice, era și o mașină foarte greu de pilotat, dar în ultimii ani au apropiat de DTM ca și suport această W Series. Ghinionul a făcut ca DTM-ul în vechea formulă să dispară și în felul ăsta a ajuns suport în Formula 1. Uite, am o altă informație pentru voi, mi-a scris acum un mesaj pe WhatsApp Daniel Onoriu, prietenul nostru, prietenul emisiunii noastre, care ne urmărește și îl salutăm cu ocazia asta. Spunea că ar vrea să ne dea și el un coment, dar nu știe cum să facă. Îți trebuie cont pe YouTube, Daniel, ca să poți să faci treaba asta. Așteptăm însă să ne transmiți ce anume voi. Treabă, nu? Poftim, Vali? De când a fost în emisiune. A apucat de treabă. Bagă și pe el în emisiune. Da. Exact, da, să intre lângă noi. Să intre, Daniel, acum, dacă are un internet mai bun decât al lui Vali. Poate. Daniel, dacă vrei să intri, te așteptăm în direct. Uite, dacă vrei, îți dau acum link-ul. Aplauze pentru Daniel! Aplauze! Să apucă de curse din nou după episodul de acum câteva săptămâni. Da, asta nu știu să zic. Nu? Asta nu știu, chiar nu știu. Nu am, eu cred gândit. Că la ce am văzut că se întâmplă pe acolo, gata. I-am stârnit... Păi da, spunea Daniel că l-am stârnit un pic când l-am chemat în emisiune, să vedem, poate i-am făcut un pic poftă, i-am trimis link-ul să intre să ni se alăture, să vedem dacă poate să intre cu noi aici. Între timp, uite, Andrei Suciu spune că avem Queen of Europe Drift, Ramona Rusu. Eu nu știam că nu sunt la curent cu driftul, mai ales driftul autohton, dar mulțumim pentru informații, Andrei. Ești pe treabă, de obicei. Am mers și la raliu. A fost un an la raliu, la Cupa Dacia, Sandero. Bun, foarte bine. Mă bucur că există prezențe și iată-o. Iată-o. Ia este. Iată-o, e altceva, mă. Bă, voi ați observat cum numai spun ceva și FJ imediat, pac, pac, caută acolo, găsește, pune pe, bravo, mă, FJ. Uite, chiar acum mi-am adus aminte, acum vreo câteva zile, 2-3 zile, nu e o săptămână, de când apărea pe Facebook o informare, 20 de ani de la momentul în care Iuta Klajmit câștiga Dakarul, apropo de curse grele și de competiții pentru bărbați. Exact. 20 de ani, 2001. Am uitat, da, de asta. Și, doamnelor și domnilor, cred că l-avem alături și pe prietenul Daniel Onoriu. Salut, Daniel! Salut, copii! Stați să spun o chiar, că nu vă văd. Valentin, niște aplauze n-avem pentru Daniel. Aplauze! Ne vezi? Ne vezi, ne auzi, Daniel? Așa să văd și eu cine e pe aici. Ce scrie pe tine, boss? Numai lume bună. Așa scrie, da, am fost la Morgan. Mamă, dar ce tricou șmec erai, Daniel. Da, pe de baronat. Izabela, dă-mi alt tricou ca să iau oamenii de mine. Nu te dezbrăca acum în live, te rog eu. Daniel, cunoști pe toată lumea prezent aici sau facem cunoștință? Păi cum să nu cunosc? Avem doi piloți super talentați. Unul care m-a bătut rău de tot la raliu.
Turcișteanu. Așa? Și unul care o să mă bată foarte rău dacă mă întorc, adică Iliescu. Bine! E senzațional. Da, da, Daniel este senzațional, într-adevăr. Și mai avem pe cei doi mega comentatori pe care eu îi respect foarte mult. Și din MotoGP. Și cel mai necomentator dintre noi, care nu zice mai nimic niciodată, FJ. Mai avem și pe Horia, care... Necomentatorul FJ. Păi băiatul cu ochelari nu-l cunosc, te rog să mă scuzi, dar nu știu. Necomentatorul FJ. Băiatul cu ochelari e cel care ți-a rezolvat cu Facebook-ul data trecută, Daniel. Ah, bravo, da. Dintre ceva ugojit, bonus îți aude? Ba da, sunt aplauze. Pune aplauze, din nou Vali. Are o șmecherie, Vali, pune-l aplauze. Mă, că e din on, e on air. Hai, pot să vă pun și eu câteva întrebări? Da, cum, dă-i drumul. Ia. Da? Deci spune-mi, Vali, dacă te vedem la start și cu ce. Și păi aceeași întrebare și pentru Adi. Ia să vedem. Zi-mă tu, Adi, hai, că ești mai mic. La mine, eu sper să da. Sper la Raliul Zăpezii cu Evo de anul trecut. Și după am uitat să dau rec, bă, gamer, piciorul, rec, zi acum, hai. În Balcan Rally cu Evo 9-le tatălui meu. Super tare, da, exact. Și eu ce să mai zic, e tot. Da, mă, eu ce să zic, îți spun eu ce să zici, Vali. Am avut un sper că dai și un sper că nu știu. Bănuiesc la tine. La tine e sper că nu știu, da. Păi și tu, Vali, nu te dai? Ei, ba da. Nu trebuie. Cu ce? Băi, nu știu, încercăm cu un R5, dacă nu ne iese, cu un Mitsubishi. Băi, să-ți ajute Dumnezeu să te dai cu un R5, pentru că seama nu vorbim la mișto, vorbim pe bune. Ești cel mai rapid pilot al României acum, la ora asta, și ești de mulți ani cel mai rapid și meriți să ai tot materialul care e cel mai bun, pentru că ești cine ești. Încă o dată aplauze, vă rog! Băieți, eu vă întrerup un pic. Daniel, te întrerup un pic, avem un mesaj important de la un prieten care ne urmărește pe YouTube, Ana Svetcu, pe numele ei, spune... Plec la restaurant, mă sunați când terminați. S-a auzit ceva la mine, dar șifonierul nu știa căzut, cuierul. Așa că... Ea pleacă la restaurant, că s-au deschis restaurantele la București. Foarte bine, foarte bine. Păi la nu se închide la 9, s-au închis deja. Nu, se închide la non-stop la 9. Să se ducă, că... O, nu, mi-ai trimis o poză pe Facebook, pe YouTube, bă, nu, vorbesc prostii, pe WhatsApp, acum vreo săptămână. Mi-ai spus că te-a prins nebunia cu cursul. Da, mi-a făcut așa o mică poftă de să mă prezint iar la start. Nu cred. Uite, ia să vedem. Racing update-ul ăsta din oameni. Uite, să știi. Uite că mi-ați adus aminte de cine am fost. Eu am și uitat, sincer. Cum să uiți? Adică să dau poftă și trebuie imediat. M-am dat în 2013, când aveam deja o pauză de vreo 2 ani și am câștigat la Râșnov. După aia m-am mai dat la, în 2016, la două etape, nu mai știu la care, una Poiană. La Poiană. Și poate că o să râdeți de mine, dar eu aveam atunci o cutie secvențială și obișnuit fiind toată viața mea să merg cu H, adică 1, 2, 3, știți, așa. Fii atent, am plecat de la start, am făcut primul viraj de stânga de la Poiană, cu a doua. Băi, frate, și când să-i bag a treia, ce credeți că am făcut? Deci eram cu secvențiala. Am dat în sus, adică spre a treia. Dar de fapt, pentru că eram cu secvențiala, am dat a întâia. Înțelegi? Îți dai seama cum a făcut motorul? Pistoanele, da. A, nu, am avut mare noroc de la Dumnezeu că s-a strâmbat doar o supapă. Doamne. De ture, ai scăpat ușor. O, nu, uite, te întreabă Luci dacă te întorci, cu ce mașină te întorci, Ono? Păi, se pare că Evo 6 ăsta nu mi-e predestinat. Nu am vrut, am încercat să-l vând. L-am băgat pe toate site-urile din lume și pe Bancu 5 și degeaba. Am vrut să-mi iau și eu un...
Ortela sau Lola, vor ceva. Nici nu știu cum se numesc astea monoposturile. Am vrut să-mi iau un monopost. Și până la urmă, nu. Dar nu pot să-mi iau un monopost și să am și o altă mașină de curs. Adică nu pot să țin două, nu sunt milionar. Știi? Oricum e spectaculos Evo 6-le tău, nu e ca orice Evo 6. Este o mașină tare la care am lucrat mult timp, am ușurat-o foarte mult și am făcut-o nouă, absolut tot, inclusiv planeta, adică nimic n-a mai rămas pe aici. Excelent. Uite, Gabi Lazar ne scrie, Ono, și zice, Ono cu ochelari, e clar că am îmbătrânit. Păi asta e boala care se ia, băi, Gabi. Asta cu bătrânețea e boală grea. Adică boală care se ia până la urmă. Uite, Florin... Sunt un pic... am părul normal, dar dacă n-aș avea gel în cap, sunt mult mai alt decât tot. Florin, avem și pentru tine, uite, o remarcă de la Andrei care zice că am făcut gașcă faină și că abia așteaptă live-ul ăla de 24 de ore al tău. Îl facem, dacă am promis că îl facem, îl facem. Și uite, deja avem 6 oameni aici. Live de 24 de ore? Da. Și eu nu știu nimic? Ia uite, Florin, ia pregătește-l un pic pe Antal. Deja, eu sunt deja calat pe asta. În weekend n-am dormit decât 3 ore, cred că, din bucăți. Așa că... Poate îl facem. Antal, ești... Aveți să nu fie pe lângă modem pe acolo. Poftim? Să nu fie cățelușul pe lângă modem. Crede-mă, căței mei nu 24 de ore sunt de viță nobilă. Ei trebuie să-și facă somnul de frumusețe după amiază, prânz și seară, deci nu, înainte. Ce se aude acolo? Era cățelușul, a plecat. A văzut că nu băgăm seama. Ce se aude pe fundal acolo, Valentin? Ia mai pune o dată. Nu știu, ne spune unul. Ia zi, Ono, ce se aude? N-am pus date, n-am auzit. Ia. Un tractor, ce să fie. Ia, spuneți, băieți, când încep antrenamentele la... Asta, da, antrenamentele la MotoGP. Asta spuneam mai devreme, că oficial, în momentul ăsta, 26-28 martie. Asta e primul weekend. În Qatar vor fi două etape în Qatar, dar astăzi au apărut niște informații că nu o să se țină Qatarul. Nu vor fi nici teste în Qatar, nu vor fi nici acele două weekenduri de cursă. Sunt șanse ca sezonul să înceapă în aprilie în Portugalia, la Portimao. Trebuia să se facă deja testul de MotoGP, s-a amânat pentru început de campionat. Dacă tot se duceau în Qatar, au zis 3 zile acolo, fac ei ceva. Până la urmă, Qatarul își poate închide granițele cum a pățit-o și Horia în Dubai. De azi pe mâine. Sau de azi pe azi, mai rău. Da, exact. De pe zi pe alta. Păi anul trecut se duseseră amici, nu? Și au rămas acolo. Da, au rămas acolo. Asta e teama. Acolo au luat foc aia cu moto electrice alea? Ei au luat foc cam peste tot. Nu numai acolo. Păi citeam despre Niki Tuli, că a fost înlocuit în Moto E. Și mă gândeam cum am fost live când i-a luat foc motocicleta pe Zaxen, cum a căzut și și-a secționat degetul. Numai ciudățenii. Asta era, cred că, în Austria. Nu, în Austria, pe Red Bull Ring i-a luat foc și pe Zaxen și-a pierdut degetul mic. Și acum și-a pierdut și locul, și ghidonul. Exact, da. Auziți, am și o întrebare, tot pentru voi doi. Care voi doi? Că sunt foarte curios. Comentatorii F1 și MotoGP. Florin și Anca. Voi sunteți fan ai unuia dintre piloții de GP? De MotoGP? Da, adică cu cine țineți voi? Care vă e favorit? Hai să înceapă Florin. Eu am spus-o și pe post, am impresia. Și am venit și la emisiuni cu tricouri. Cu Rossi, parcă, nu? Valentin Rossi, da. Așa, fratele. Da, eu am fost cu Casey Stoner și sunt cu Brad Binder. Casey Stoner, da. Brad Binder e... Nu știu, eu îi spun Brad, că sună românește și sună foarte frumos. Da, Brad, da. El e și din Africa de Sud, pe acolo vezi că nu vorbesc cu engleză. E mai trâncănit așa. Bună, dar tu când te uiți la MotoGP așa, în afară de Rossi, nu te întreb de Rossi, cine ți are în ochi așa? Cine îți place cu genunchiul jos? Păi uite, ăsta Petrucci îmi place mult.
Nu știu de ce, dar da. am foarte mare drag de el. Pentru că este cel mai elegant dintre toți. Da. Nu, ce și Caterin, că de multe ori ați văzut ce face. Este normal, da. Ianone îmi place extrem de mult, dar din păcate știm cu toții ce a făcut și ce i s-a întâmplat. Doviziosul așa și așa. Marchez, nu-i sunt fan și nu pot să zic că îl urăsc, că e mult spus. În 2015, când i-a făcut manevră lui Rossi cu Lorenzo, dacă vă aduceți aminte. Aia cu Lorenzo a venit ulterior. Nu știu dacă a fost neapărat manevră, dar... Asta e părerea mea, că i-a... El avea ce avea cu Rossi. Mă rog, ei aveau ce aveau unul cu celălalt. Nu era numai unic direcțional de la Marquez către... La șicanat sau nu în 2015? Dar fiți corect. Păi și Rossi de-a lungul vieții n-a șicanat pe nimeni sau cum? A fost înger pe circuit, să fim serioși. Eu am cu Marquez. Nu, lui Rossi s-a întâmplat exact ce a făcut el altora și normal că, așa cum la momentul respectiv când el se lua de un Biagi sau era nou, în urcare, nu no name, și toată lumea era împotriva lui Rossi pentru că erau fani Biagi mai mult decât ai lui Rossi, așa și acum se întâmplă cu Marc. Da, mă, dar ți l-a deprimat Rossi pe Biagi atunci, pe vremuri, vai de cap. Exact, mai țineți asta minte, mai țineți minte ce bătaie a fost între ei doi? Da, Rossi asta a făcut exact. A făcut cu Biagi, a făcut cu Sete Gibernau, a făcut cu Jorge Lorenzo, a făcut cu Casey Stoner și canele astea, Marc le-a învățat de la el, să ne fie foarte clar. Pentru că până atunci Antal, se mai șicanau cursul. Tu ții cursul. Nu, Antal, cursul. Eu spun exact ce s-a întâmplat. Marc l-a șicanat pentru că a avut un profesor foarte bun, iar Rossi a cedat pentru că nu mai este tânăr, s-a enervat și a pentru că dacă el nu făcea ce a făcut, nu se întâmpla Daniel, toată mizeria. Daniel, hai să te întreb și eu ceva pe tine. Dar dacă ți se întâmpla ție o șicană de asta și venea, nu știu, unul dintre băieții cu care te băteai tu la coastă și îți povestea vreo două chestii de astea în privat, îi permiteai să-ți facă mișto de tine așa cum au făcut ăștia unul de altul? Nu prea, nu? Okay, stai puțin așa că... Până la urmă, Marchez a făcut, l-a ținut de multe ori și l-a șicanat în multe etape pe Rossi în bătaia lui cu Lorenzo. Așa este, în anul acela. Dar fii atent, îți dau un contraexemplu ca să înțelegi că la un moment dat, peste 10 ani, ei probabil vor fi împreună, vor bea o apă plată și se vor uita la curse. Exact același lucru, aceeași rivalitate. Ascultă-mă un pic. Exact aceeași poveste a fost în Formula 1 între Alain Prost și Ayrton Senna, da? Exact același lucru, mai rău poate, pentru că au dat efectiv unul între altul. Se căutau după curse să-și povestească. Alain Prost, când a semnat cu Williams, s-a pus clauză să nu vină Ayrton Senna. Ayrton Senna, tocmai de aceea, n-a venit în 93, a venit în 94 și a murit. E, din fericire, lucrurile se limpeziseră. În momentul în care Prost s-a retras, ghiși au devenit, nu prieteni, foarte buni prieteni. Iar Alain Prost a fost unul dintre cei care au cărat coșugul lui Ayrton Senna și ulterior a preluat fundația din postura de președinte. Asta se va întâmpla și cu ei. Când vor îmbătrâni, sau mă rog, va îmbătrâni și Marc și lucrurile nu mai se rezolvă pe circuit, nu mai există miză, nu mai există nebunia aia. Pentru că în momentul în care ești în grilă, n-ai cum să fii normal ca să poți să duci cursa. Sau, indiferent că vorbim de raliuri, de circuite, de orice vrei, ți se schimbă tot setup-ul mental, ulterior nu poți decât să te uiți așa, în urmă zici, bă, ce berbec am fost, ca să nu... Auzi, hai să vedem dacă mai știi istorie. Spune-mi, te rog, cumva în 91 sau 92 s-a retras Prost și după aia a revenit și a câștigat iar în 93? Că nu mai țin minte exact. În 93 a fost la Williams. Și a câștigat titlul, nu? 92, în 92 a câștigat titlul Mansell și a plecat în state și mai apoi s-a întors exact. În Formula 1. Mansell care... Da, fără Prost în 92, parcă. Fără Prost la start. De ce vorbiți de te referi la echipa Williams sau fără Alain Prost? Nu, în Formula 1, în competiție. Alain Prost. Care s-a retras un an. Exact. Așa, s-a retras un an. A revenit, a ieșit campion mondial și iarăși s-a retras. Da. Și a ieșit campion în 93, da, zici bine. În 93, Daniel. El n-a vrut să mai fie coleg cu Ayrton Senna, putea să fie coleg în 94 la Williams, dar s-a retras și din motivul ăsta, dar și pentru că a apărut sără toate articolele de regulament împotriva Williamsului, care 3 ani a fost
cea mai șmecheră echipă, cea mai, da, deci, mașina cea mai... Teoria ta, Antal, e corectă cu foștii adversari care devin prieteni. Uite-te la Vali Porcișteanu, spre exemplu. Ne uităm acum la cine are pe speed dial pe telefon. Claudiu David, numărul 2 acolo, sunt convins. Se luptă. Te-ai bătut, Vali, cu Claudiu David? Că nu știu. Cum, mă, nu mai știi? Ați mers la aceeași clasă? Că nu mai știi. 2005-2006, atunci, da. Și care a câștigat dintre voi doi? Păi a ieșit el campion, i-am ieșit vicecampion. 2005 și 2006. Păi stai, mă, că tu mergeai cu aia mică când a ieșit el campion. Da, mă, el era cu Polo și eram cu Saxo. A, eu mă refer la astea, la 4-4, la Evo. Păi la 4-4 a trecut el în 2005-2006, atunci când a ieșit Titi ultima oară. Înaintea ta, parcă. Înaintea ta. Eu am început din 2008 cu Mitsubishi. Și l-a mers în 2000... Și el nu mai era, nu? În 2008-2009 atunci. A venit sporadic câteva etape, nu știu. A mers cu ceva mașini de la Top Cars, nu mai țin minte ce etape, dar puțin, câteva etape doar. Păi și voi vorbiți, nu? Când vă vedeți pe stradă, vă salutați, n-ați rămas... Da, logic, iau și nebun ești ăsta. Și tu, nu, Ono, dacă te vezi cu Lucien Hora, vorbiți, nu? Schimbați două. Eu nu m-am certat niciodată cu Hora. Nu, dar erați adversari, asta zic. Să știi că... Era o rivalitate foarte mare între noi și mai era și Haiți între noi, adică toți trei. Ne băteam ca dracii și după ce se termina etapa, eu stăteam la masă împreună, la terase și așa mai atmosferă departe. Mișto, da. Știi ce vreau să completez la cele spuse de Daniel? Faptul că Marc, revenind la povestea cu Marc și Rossi, faptul că Marc l-a șicanat pe Rossi, mie mi se pare un compliment făcut lui Rossi. Marc l-a perceput în momentul acela pe Rossi ca fiind adversarul său, cel mai capabil să-l bată. Nu există niciodată șicană cu... Adică nu faci prostioare ca în Moto 2 sau Moto 3, te iei de ultimul clasat că te-a încurcat când ești mai rapid și dai un picior în... Încerci în permanență, focusul tău e tunnel vision, e pe ăla. Și asta mie mi se pare că Marc în momentul respectiv, de-abia venise de 2 ani, 3 ani în MotoGP, încă îl percepea pe Rossi ca fiind cel mai important om, omul pe care îl putea bate sau care îl putea bate, știi? Sau ca pe care dacă îl bătea, însemna ceva pentru el. Păi îl bătuse deja, de două ori. Deci el a reușit... El a reușit să iasă campion în sezonul de debut și în anul dinainte înșirase la victorii de neplictisisem. Bun, întotdeauna este și povestea binomului. Cât e pilotul, cât e mașina, motocicleta și așa mai departe. Cred că e mai mult pilotul decât motocicleta în MotoGP, nu? La MotoGP așa ar trebui să fie. Știți când a început... Asta a depus la Rossi în 2004. Când a început cearta între ei, dacă vă aduceți aminte, în Argentina, când a intrat Marquez în roata spate a lui Rossi și a căzut Marquez. Mai țineți minte? Acolo a început, exact. Era etapa a treia. Acolo a început. A fost Argentina, pe urmă s-au lovit și în Olanda, în ultima șicană, în ultimul tur, ultima șicană. Și Marquez n-a uitat. A fost și povestea din Australia, conferința de presă exact de dinainte de Sepang. Eu cred că acolo deja. Lucrurile, din câte am înțeles, începuseră să scârțe între ei de la bani. Pentru că Marc, încă de când era în clasa inferioară, era... intrase în merchandising-ul VR46 și începuse să vândă, pentru că marca a fost... Da. Deci, cum să spun, dacă te duci pe circuit, am avut norocul și implicit plăcerea să mă duc două sezoane alături de Eurosport pe circuite, la moto, toți cei sub 20 de ani nu mai sunt cu Valentino Rossi. Deci, vezi roșu, Marc Marquez cât cuprinde, să știi. Uite, știi ce am mai văzut? Și asta a rămas cumva apanajul nostru, al celor peste 30 de ani, mă rog. Adică a purisanilor, ca noi. Da, asta, pentru că l-am văzut ochelariști. Da, pentru că noi l-am văzut câștigând. Exact. Crești cu generația. Gândiți-vă că acum... Da, dar Rossi a luat ultimul titlu în urmă cu 11 ani, 12 ani. Adică copiii ăștia n-au de unde să știe că Rossi câștiga curse și câștiga... Cu diferențe mari, acum 20 de ani. Există YouTube acum și sunt cursele alea. Cum? Da, nu știu ce, te-aș putea contrazice. Ei cresc cu Quartararo, care e un copil și e senzațional. Cresc cu Marquez, cresc cu Vinales, cresc cu Joan Mir, cresc cu Rins. Rossi e deja istoric și e parte din istoria frumoasă a MotoGP-ului. Pentru, repet, e istorie pentru cei de până în 20 de ani. Pentru ceilalți nu este. Am văzut... Păi da, Antal, și noi am crescut cu Rossi cumva, dar...
l-am prins un pic și pe Mick Doohan, spre exemplu, știi? I-am prins bine, da. Da. I-am prins pe toți. Vedeți că am poză cu Mick Doohan. A, bun. A fost odată o conferință de presă prin 2007 sau... Nu mai și lasă-mă! Iar mi-o pui! Diavol! Deci m-am întâlnit cu Iarno Turuli și cu Mick Doohan. Băi, fraților, când l-am văzut pe Doohan, cred, nu știu dacă știu să mă exprim ce am simțit când l-am văzut pe Doohan. Deci m-am emoționat foarte tare și aveam o bucurie atât de mare că îl văd pe omul ăsta și că îi dau mâna, că dau mâna cu el. Deci super tare, crede-mă. I-am luat interviul lui Mick Doohan acum 2 ani. În momentul în care am ajuns în fața lui, nu mai știam nici română, nu mai vreau de engleză. Mă pierusem cu totul, pentru că mi-aduc aminte acum, uite, pentru că m-ai spus, mi-aduc aminte ce discuții aveam pe vremea respectivă, eram căsătorit, eu eram cu Mick Doohan, soție era cu Crivie. Oh, l-a bătut aproape mereu pe Crivie, nu? Din fericire a ieșit și el campion mondial, doamne ajută. O singură dată, dar nu mai știu. Din întâmplare, se lăsase Doohan, nu venise Rossi încă, era între așa. Îl bătuse pe Biagi, era la Crivie, a avut noroc. Era, 98 a venit Biagi. Da, 99 a fost Crivie, Biagi debutase în 98, dar a avut noroc mare Crivie pentru că s-a rupt Doohan la începutul sezonului, n-a mai concurat, s-a accidentat. Dar știi cum este norocul? Poți să spui despre Joan Mir că a avut noroc? A avut noroc, s-a rupt Marc Márquez, că altfel nu era atât de simplu. Dar uite, a ieșit campion și este campion cu noroc, fără noroc, trebuie să iei în calcul da, și elementele noroc, astea. Deci noroc mai mare ca lui nu mai există pe lumea asta, să știți, nu știu de ce, dar calcui. Pentru mine e un pilot mediocru, nu e un slăbuț. Cine? Joan Mir? Da, nu, ăsta, campionul, cum îl cheamă? Mir, Mir. Da, da. Mir, așa, Mir. Ăsta era anul în care Rossi putea să facă istorie. Mă rog, a fost anul în care Rossi trebuia să speculeze. Numai că n-a putut, Antal. Hai să ne uităm și la 2021. Haide să ne uităm la 2021, la Rossi și la Petronas. Cu siguranță o să înceapă fără Marquez. Haide să ne uităm și la sezonul ăsta. Acum depinde când începe lui, pentru că dacă începe în martie, începe fără Marquez. Dacă începe ca anul trecut, că și anul trecut... Aș vrea să vă zic ceva. De când am intrat, am început să vorbim numai despre motociclism și vorbesc eu foarte mult și m-am plictisit de mine cât vorbesc și aș vrea să ies ca să-i las pe ceilalți să spună ce am zis. Nu, stai un pic, că ieșim cu toții imediat. Că, da, uite, ca să facem cum zici tu, să le dăm și lor un cum? Pic. Cum? Se termină live-ul? Îmi cer scuze, Adi. Adi, și cine hai mai să... Adi, nu te-am chemat numai să ne uităm la tine, da? Deci avem o întrebare pentru tine, uite, de la prietenul nostru Matei Ghiban. În sfârșit, Horia, oprește, da. Am spus. Oprește-te, să zic și eu ceva. Uite, am o întrebare pentru Adi aici, asta zic. Când te vedem la volanul unui R5, că știe Matei care avea în plan așa ceva? Planuri, am o grămadă de planuri, însă mi-aș fi dorit cât mai repede. Real vorbind, odată cu federația și au făcut lotul de juniori și așa, am schimbat un pic strategia. Mi-aș fi dorit să trec la volanul lui R5, însă acum îmi doresc mai mult să pot scoate capul afară și să pot să mă duc un pic prin campionatele internaționale, un campionat european. Chiar dacă aș alege să merg cu o mașină de Rally 3, probabil o Fiesta Rally 3, care mi se pare mult mai potrivită pentru mine momentan decât un R5, însă până acolo e cale lungă și pentru anul ăsta aveam cu totul și cu totul alte planuri, însă încerc să iau startul la cât mai multe etape în Balkan Rally, tot exact cum ți-am zis și mai devreme și bineînțeles în România. Da, mi-aș dori să iau startul cu aici, mă, cu etapa 2. Sunt curios de diferent. Eu cred că e mai ușor de pilotat un R5 decât un Evo și așa că mi-aș dori să văd ce putem face acolo. Da, mult mai încet, mult mai ușor de pilotat. FJ, că tot se apropie Valentine's Day, ți-am pus o poză pe grup. Te rog, eu postează și tu acolo, să vadă lumea. Aș vrea să mai spun și eu câte ceva despre Adi, dacă se poate. Despre cine? Despre Adi Iliescu. Ia zi. Gaulio, ia zi. Deci părerea mea este că Adi, copilașul, pentru mine copil, scuză-mă Adi că zic așa, că tu nu mai ești copil, dar pentru mine ești copil. Da, copilaș. E unul sau singurul pilot, e cel mai complet pilot din România la ora asta, din campionatul național de raliu. Și am să și spun de ce.
pentru că el a început kartingul de când e mic și a trecut prin toate etapele care sunt necesare pentru a deveni un super pilot. Deci eu îl știu pe el că merge de la mini, după aia UFO mini și așa mai departe, juniori. Și vreau să-l felicit cu această ocazie și să-i spun că îl respect foarte mult pentru că e un pilot autentic. Și întreabă ce face de Valentine's Day. Asta nu mai contează între noi. Are FG acolo poză de-a noastră, de, uite de medare. Zi, Horia, citește tu. Ce mă, nu știi să citești, citește tu. Nu pot să laptopul. Iar eu nici atât că port ochela, deci... Da. Iubi, ce faci pe 14 februarie? Ambreiajul și distribuția, zice el. Cam asta și cu... E cel mai probabil pe 14 februarie cu siguranță. Voi fi în garaj. Păi de asta zic, da. Nu poate termina distribuția până atunci, da. S-apucă de altceva. Mai setează un diferențial, mai face ceva. Vali, fii atent că și pentru tine avem o întrebare mega importantă, da? Da. Ești pregătit, da? Zice Andrei că auzise că vrei să iei de la Călin un Suzuki pentru un chiriat. O să vedem anul ăsta un Swift VPR? Dacă da, de la cine? Păi am vrut, am încercat mai multe variante cu Cristi Sugar. S-a văzut deja prin mediul online acolo știrea cu el că o să meargă la Cupa Suzuki în loc de Cupa Dacia. Și încercam să facem ceva împreună prin VP, dar momentan nu s-a clarificat treaba, nu știu dacă se va întâmpla. Dacă nu ne va fi foarte complicat, e vorba, nu te lega la cap dacă nu te doare, știi? Adică încercăm să facem, dar fără să facem eforturi supranaturale. Dacă se leagă și putem să facem treaba asta, de ce nu? Mi-ar plăcea să vedem încă un Suzuki pe lângă cele două Sandero și Loganurile care vor merge probabil la Rally 2 sau, mă rog, pe lângă slalom paralel. Da. Să vedem. Hai că am lămurit-o. Deci, Vali, trebuie să le lansezi o invitație și lui Antal și lui Florin în campionatul de raliuri să se pună la curent. Deci mai e. Trebuia să fie acum în weekend, dar nu mai e. Păi chiar nu știu când se ține. Problema e raliul Sibiu de când o să fie. Cine, Sibiu? Pardon, raliul Zăpezii, scuze. Păi trebuia să fie în weekend acum, dar poate pe 2 săptămâni. Poate peste 2 săptămâni, da. Seamănă, da. Poate să mai gândesc câțiva participanți să mai ia startul, își termină și ea din mașină. Da, da, e momentan, mi-am tot căutat cui e în ultima perioadă, însă... Am eu de vânzare. Vezi că am eu cuie de vânzare. Ia uzi, mă, păi și acum ne spui? Am 5 cauciucuri și 4 jante de Subaru, pe astea de 14, 15, nici nu știu pe câte sunt. Sunt noi nouțe. Biscuiți din aia mici, nu? Da, cam așa, nu știu, mici de tot. Nu știu, mici, cam atâta, mici, sunt mari, nu știu cum. Mici de la Dedulești. Nu știu mai cât. Valentin, deci ce... Ceva informații în legătură cu Raliul Munteniei? Auzi, nu știu care e. Care e ăsta Raliul Munteniei? Aici, pe la noi. Adică nu chiar aici, că suntem la București. Mai pe la Muntenia, încolo. Auzisem că e un raliu va fi pe la Câmpul Lung ăsta. Păi pe acolo, da. Câmpul Lung. Probabil ce a fost... Păi nu e chiar lângă București ăsta. Nu e lângă București, nu e la 100 de kilometri București. Depinde cât de tare mergi. Da. Exact. Da. Probabil, e cam jumătate de oră. Posibil să fie un raliu de macadam pe la Câmpul Lung, cum a mai fost pe vremuri. Argeșul rămâne pe asfalt, în zona parajului. Hai că ne dă o cafea o, nu? La ora asta. Nu, vreau să-mi arăt telefonul, că mi-au obosit degetele, să țin telefonul în mână. Hai mă, să-i faci și tu, că atunci tu porți ceva de telefon acolo. Să. Pe asta, cu mergiul vostru. Să iei niște... Asta nu punea pe merchandise. Să iei niște informații de la Dragoș Dinu, că el știe cu rezematul de telefoane. Uite, numai așa face. Că e pe vapor. La maranja. Bun, în caz că, uite, fără să vreau, am făcut legătura, m-am uitat, că m-ai spus mai devreme că trebuie să încheiem și m-am speriat, am zis că trebuie să ne oprim aici. De ce? De ce trebuie să încheiați? Nu mai stăm? Cheamă cineva, vă te... Exact. Nu e, bă, nu e grabă. Dar în momentul de față avem... Stați, vă, aici online, că e frumos. Băi, avem o oră 25, ceea ce înseamnă Formula 1 Monza, în mod obișnuit, adică nu cea de anul trecut, care cât a durat Florin? O oră 50, aproape 2 ore. Cu toate nebunile, dar Monța durează până în o oră 20 cu tot cu podium, așa că suntem la perioada de Grand Prix și ne apropiem de, scumpii mei prieteni, de exemplu o oră 40, care este durata a Alo! Da, Valentin! Dar ce se întâmplă, Valentin? Cine te-a întrerupt? Nu, pe bine nimeni!
Alo, o vorbă veche. Nu știu, ăsta mic nu știe. Dar ce te-a apucat? Păi să spun că voi fiecare sunteți la voi acasă. Dar noi suntem la studio în deplasare. Și ne dă afară doamna, că a zis că se duce în oraș fără bine, noi. Bine, ea săraca a și plecat, s-a dus deja la restaurant. Plecat? Da. Am înțeles, și pentru că suntem în seara asta un echipaj, plecăm toți. Okay. Nu, pleacă, așa pleacă, se explică. Rând, va pleca gazda, asta e problema. Gazda, da, și a rămas acasă aici, dar vreau că merge netul acum. Avem nu, eu bun. Știu că Florin voia să iasă la un moment dat, că avea niște necesități, nu, Florin? Nu, e tenisul australian. E tenisul australian care îl ține treaz, îl ține treaz noaptea. Și îi răspundem cu ocazia asta și lui Răzvan Master, care întreabă cine bea cafea noaptea. Uite, Florin, că are de comentat tenis din Australia. Și eu. Apropo, să-mi spui când începeți să faci și product placement, ca să iau ceva brandui. Deocamdată e cu betorul asta, pentru că sunt în zodia taurului și am primit-o cadou, dar... Mai dorea, păi, poți să încep tu, dacă vrei, Antal. Ne... Primesc comisiuni sau... Poți să păstrezi 100% din venituri. O nouă întrebare de la Laurențiu. Zice să ne spui că el e cel mai bun vopsitor de mașini de cursă. Păi, dar parcă mai zis. Să știți că așa e. Dacă vă uitați pe profilul lui de Facebook, are numai Bentley, Lamborghini, Ferrari, Mercedes și mașini normale o grămadă pe care le vopsește. Și nu orice vopsitor vopsește așa ceva. Da. Nu? Hai că vă lămuriți voi după aia, Laurențiu, îi mulțumesc tu lui Onu în privat. Am plasat și produse de pe Facebook. Gata, am plasat și un produs. Un vopsit. Înainte să plece Vali, aș vrea el să... El a vopsit toate carelele de curse pentru motociclete și mașina mea de curse. Am vopsit-o de nu știu câte ori și a ieșit perfect de fiecare dată. Păi băi, adevărul că e impecabilă mașina. Ca să alunice aerul bine, nu? Dacă era cu așa de păpucată. Nu, mă, dar mie mi-e drag să am material de compus frumos, nu știu, dar eu întotdeauna am avut grijă de materialul de concurs, pentru că băi, te cred, dar macadamul nu prea are grijă de el, tu ai, dar macadamul nu. Nu, aici crede-mă, dacă îl vezi pe tata, deci cred că este de departe cel mai tipicaro. Păi el vopsește ușile de spatele după fiecare raliu, nu? Da, da. Face câte jumătate de ușă, măcar acum cu mașina mea m-a lăsat în pace, dar când am mers cu mașina lui în 2014, efectiv după fiecare etapă o punea pe cric și se apuca să revopsească pe sub mașină fiecare parte unde lovise pietricica, plus o grămadă de apărători și prostii de astea pe care le cumpăra de fiecare dată noi ca mașina lui să fie perfectă, mi se pare trumaci. Da. Adi, măcar... și atunci trebuie să te întreb și eu ceva, uite, oamenii care vor să facă sportul ăsta, cam cât timp petrești tu în garaj, spre exemplu? Bine, în ultimul timp din asta am câștigat existența. Datorită pandemiei nu am mai putut să... Păi, acum, dacă vă mai întindeți mult cu emisiunea asta, ar putea să-i stricați existența. Acum, în ultimul timp, cam non-stop. Însă, în general, tot îmi petreceam minim câteva, 2-3 ore pe zi în garaj, lucrând la mașini. Eu am beneficiat de sprijinul tatălui meu și practic de mic m-a susținut și m-a încurajat să lucrez personal la mașină. Adică am luat totul pas cu pas și așa am și învățat foarte multe lucruri, mult mai simplu decât să mi le povestească cineva. Propun următorul live să-l facem din garaj ca să nu ne mai dea afară. Da, gata? Să știi că n-ar fi o idee. Mm-hmm. Pe cuvânt. Da, da. Vă aștept. Oricum. Nu, absolut, categoric. Vă aștept. Păi ei aștept virtual. Virtual, exact. Vine cu studioul ăsta mobil, pac, da. Și ne mufăm acolo. Pst, și gata. O, poate faci și tu, Luvariu, o invitație la tine la mașina de curse, să faceți și acolo un... Băi, dacă vreți, fiți atenți. Eu plec acum duminică, plec în vacanță cu nevastă mea și când mă întorc, o să stau 9 zile acolo, deci plec duminică, mă întorc marți sau miercuri. Winter Rally-ul ăsta nou, că l-a părit vechi, nu mai e în weekend. Și dacă vreți, când pornesc mașina de curse la Gabi Țiura în garaj, facem un live de acolo. Mașina o să fie colantată, frumos. Zic și da, e un monstru până la urmă, de 730 de cai. Toată, da. Și acum eu îmi desfășor activitatea lângă mașina lui Daniel, pentru că împărțim același garaj. Uite, gata. Lui Gabi Ciura. De altfel, de capacul de motor verde de aia știam, pentru că... Păi m-am prins. M-am ocupat de cazul ăsta și chiar în seara asta a ajuns mașina, să știi că e cu bine, e băgată la loc sigur. Da. Excelent, felicitări, bun, mulțumim de invitație, Daniel. Atunci, Valentin, când vine Daniel din țările calde,
ești pe baricade. Da, oameni buni, vreau să spun ceva ca să aruncăm, să ne aruncăm pe toți. Auziți? În cap. Dacă vrei, facem și un verca. Bucurați-vă de momentele astea, pentru că în 10-15 ani la cum se mișcă lumea, nu mai putem să, sau nu mai puteți să vă întâlniți pentru a porni mașina, pentru că va fi electrică și nu se aude absolut nimic. Ha, cred că asta e ultimul. Și atunci să vezi distracție. Așa că e bine să filmăm acum și să trăim acum tot ce se întâmplă, pentru că, nu știu, văd că totul se virează încolo spre electric. Care e părerea voastră, apropo? O nouă electric? Am un telefon aici. Deci pentru noi nu dispare niciodată nimic. Deci eu... veniți la un grătar, vă fac un grătar sau nu? Când puneți mașina de curte? Eu mă bag. Live și tot. Mă duc la ăsta turcesc și vă iau colete de bebecuți. Vă iau toate bunătățile. Păi e corect, mă, Ono. Voi vă strângeți toți la grătar și eu sunt pe internet aici cu voi din Anglia. E, vii și eu, fratelu, hai. Vii prin internet. Excelent. Așa, bun. Uite, iau un mic. La mici să știi că se numai cu două cifre la mine. Începe cu de la 10 în sus. Uite o propunere pentru băieții care fac streaming și YouTube. Să facă 4DX ca în cinematograf. Să se miște scaunul cu tine, să-ți miroasă mici. Să îți sară un pic de șpriț pe față. Hai că așa e viață. Bun, excelent. Bă, așa rămâne în cazul ăsta. Când vine Ono, să nu uiți de invitație, Vali, da? Nu, no, cum să uit? Mi-am notat deja. Perfect, e în regulă. Dar să fim toți acolo, vine și Adi, și Antal, și Florin. Aduc și niște lucruri, că și eu sunt mare șeful de venire. Am niște lucruri, da, îmi place să gătesc. Ești mâncăcios? Nu, îmi place să gătesc, nu neapărat de mâncat. Deci îmi place mai mult să, nu, să gătesc. Nu, dar grătarul fac eu, că sunt expert. Am înțeles, dar poate... Cu pandemia, cred că am făcut 30 de grătare. Florin, te bași, da? N-ai tenis peste vreo 10 da, zile. Da, sigur, nu poți să refuzi. Dar poate apare vreun ping-pong, ceva. Nu. Alea sunt oricum în Australia, sunt noaptea, deci nu ar trebui să fie... Cred că acolo trage și Florin linie la ping-pong, gata, până aici. Poți să vă zic și o fază tare? Nu? Îmi place teoria asta. Deci ei s-au împrăștiat. Ei s-au împrăștiat, cred, erau de tot. Cui? Cauza fusului rar, ție, cui? Mie, da, nu știu pe ce lume sunt, îți dai seama. Nu știam nici până acum, e și mai rău. Joi la ora 11, știi, de Instagram-ul. Ne pare rău, după cum ați putut observa, astăzi nu avem... Am pus să dau și o share acestui... Da, îți dau eu acum. Păi da, dar mie mi-ai dat pe WhatsApp și nu am cum, că n-am WhatsApp pe calculator. Vreau să-l pun pe Facebook, dar îmi trebuia pe mail, nu pe WhatsApp. Am încercat să-l tastez așa, sunt prea multe litere ciudate, nu, mi-e greu. Da, e complicat cu tasta. Deci zi, Valentin, voiai să spui despre mine că sunt cu K.Nori, nu? Nu, mă, doar de la fusorul, te-ai dereglat un pic. Știi, și citești la ora 11 joi, ne pare rău, după cum ați putut observa deja, știi, era scris acolo cu bold, astăzi nu avem podcast. Și mă, băi, și prost, eu și mai sunt două, unde să vezi deja că nu mai avem podcast? Că mai la apare la 1 și eu am scris la 11, da. Da, dar unde era tu era ora 1. Corect, așa e. Și mai stai și tu două ore sau când mai era. Dar vezi că și Ono o să fie dereglat un pic, că și el când vă cheamă la grătar vine din țările calde de pe alt fusorar. Sper să vă înțelegeți, să n-ajungeți mai devreme. Dacă e în Zanzibar, e pe linie cu noi. Nu e, știu eu exact unde se duce. Nu e, tot dereglat ca mine o să fie. A, da? Bine, gata, nu mai spuneți nimic aici, că suntem în mediu live. Da, absolut. Da, asta chiar o să mă oftic. Dacă vă strângeți toți acolo la grătar, chiar o să mă oftic că nu fac. Atunci ne strângem. Dacă până acum eram în două, acum ne strângem. Noroc că a plecat Wesley, că e cu bietoțile, nu. Vegan. Ia, vă mai întreb și eu ceva despre MotoGP, că tot v-am prins acum pe amândoi. Cu mare drag. Mie mi se pare Zarco un mega pilot și care a fost foarte ghinionist până acum, pentru că n-a avut niciodată o motocicletă oficială. Și acum în 2021 o să aibă cea mai bună motocicletă de când el la MotoGP, adică Pramac. Nu? Da. Iar eu cred că o să-i bată pe toți ceilalți, și pe Miller și pe
Nu mai știu cum îl cheamă pe celălalt. Dar crezi că s-a maturizat de anul trecut până acum? Pentru că eu mă așteptam sincer să nu mai fac același greșel de acum 5 ani, 6 ani. El le tot face. E super talentat, e super rapid. Dacă nimerește ziua potrivită, cred că îi poate bate pe toți. Nu ce se întâmplă cu el? El a avut cel mai slab Ducati de departe, de pe grila de start. Și adică a avut un 19, nu? Un model 2019. Parcă. Când? Și eu cred că el a dat mult mai mult decât din el decât putea motocicleta. Și de-aia și a avut ieșirile pe care le-a avut. Acum o să aibă în sfârșit o motocicletă tare, adică de generație nouă, din 2021. Și eu cred că o să meargă super tare. Mie mi-e frică să nu meargă și mai tare. Asta e problema. Deci până acum el a strâns foarte multe frustrări și de la Yamaha și de la Ducati. Pentru că și el, ca oricare altul de altfel din campionat, crede că el e campionul, e cel mai bun și că n-a avut cu ce. Și eu cred că acum să meargă și... N-a avut, dar recunoaște că n-a avut. Sunt de acord cu tine. Eu spun ce e mintea lui. Eu încerc să fac acum un pic de psihoterapie, psihologie cu el. Și acum când va avea o motocicletă tare, îmi este să nu meargă și mai tare... Adică până adică anul trecut a mers decât poate el. Până anul trecut mergea mai tare decât putea motocicleta, pentru că a avut motocicletă slabă și acum cu motocicletă tare să nu meargă mai mult decât poate. Pentru că ce s-a întâmplat anul trecut, gândește-te atât că la subiectul ăsta noi puteam acum să judecăm altfel lucrurile dacă nu exista noroc. Aia a fost mâna lui Dumnezeu acolo, în care nu l-a omorât pe niciunul, nici pe... Nu? Când a dat în Morbidelei și a plecat motocicleta aia care s-a încadrat în diagonală. Asta. Deci aia este... Nu se mai întâmplă niciodată. Deci, la viteza aia, cred că a zburat motocicleta cu aproape 300 la oră și a trecut la centimetri de rosic. Și de viteză. 240 a avut. Deci în momentul în care a intrat în... Și Florin, să mă corectez dacă bat câmpii. În momentul în care Zarco a intrat în Morbidelli, erau la peste 300 la oră, iar motocicleta a trecut la 240 printre ei perpendicular, adică îți dai seama că nu mai rămâne nimic, niciunul. Și atunci cred că vorbeam altfel despre Zarco, pentru că acolo ce a făcut el a fost exact cum a spus Morbidelli, care este cel mai cerebral și e mai cerebral decât Petrucci, și a spus Zarco a mers în cursa aia de parcă era singur pe pistă și știți prea bine ce înseamnă asta. Deci n-a ținut cont de nimeni în jur. Se putea întâmpla o nenorocire. Anul ăsta, pentru că el a mai făcut în fiecare an câte una de genul ăsta, anul ăsta îmi este frică să nu meargă prea tare. Sincer. Eu cred că o să fie cel mai bun sezon al lui. Așa cred eu. Doamne ajută, asta ar trebui să se întâmple. Păi are cu ce? Da, nu? Din câte știu, motocicletele Ducati Pramac sunt identice cu cele oficiale, nu? Da, vor fi GP21, vor fi modelele noi. În teorie, ai dreptate, ar trebui să meargă bine, mai ales că Ducati anunță niște modificări la motocicletă, modificări în sensul de cadru, de chestii de genul ăsta. Se lucrează la finețe pentru că dezvoltarea motorului e înghețată. Mi se pare că nu mai au voie să umble la motoare, doar la cadru. Da, da, motoarele sunt înghețate. Da, motoarele sunt înghețate anul ăsta. Deci vedeți și voi cât de multe știu eu despre MotoGP? Observați? Știu tot. Da, corect. Zarco a mers foarte bine cu Yamaha Tectura, cu un motor cu 4 cilindri în linie. La momentul debutului a fost în pole position, a avut clasări pe podium și a mers foarte bine și cu Ducatiul ăsta, cu un V4 deosebit de capricios. A avut suport de uzină, el a fost la KTM. A fost singurul moment în care a avut suportul de uzină, dar nu prea s-a pus. KTM acum 2 ani era slab de tot, n-a fost cu cum a fost la noi. Exact. Exact. Da, Zarco e un pilot bun, chiar e un pilot bun și e o șansă, e cea mai bună șansă pe care o putea primi Zarco în momentul ăsta. Și a salvat cariera. Ducati a dorit să-l angajeze și l-a angajat anul trecut în locul lui Abraham. El și-a salvat cariera și ar trebui să fie cel mai bun sezon 2021. Dar să știi că și sezonul de debut în MotoGP cu Tectura nu a fost unul subțire. Aduți aminte, prima cursă în Qatar, a condus și a căzut când avea aceea, la acasă, la Le Mans. Dacă nu era presiunea că, vai, sparg nori, dacă făcea exact cursa pe care o făcea cursa înainte, cu etapă înainte, să știi că ar fi câștigat lejer cursa aia. Iarăși, este genul de om, bine, era și în râc atunci cu managerul, este genul de om care pune câteodată prea multă presiune pe el și n-are...
cum să spun, el este mai latin așa, să, știi, e ca noi, se mai aprinde și nu e bine, trebuie să fii rece acolo. Ca să el a fost o generație și în interviuri. El a fost în generație cu Marc Márquez, a fost în generație cu Pol Espargaró, a fost în generație cu Bradl. Márquez e multiplu campion mondial, are deja un exemplu în Marc Márquez, are un exemplu Pol Espargaró, care e pilot de uzină Honda, o să fie anul ăsta, pilot de uzină Honda, are foarte multe exemple în jurul său și e clar că își dorește, vrea mai mult, vrea mai sus, vrea și el un trofeu la nivelul ăsta. Și poate și din cauza asta greșește. Păi și nu mai are timp, vine generația din spate, un Fabio Quartararo, un Joan Mir, un Brad Binder, un vezi că Miguel Oliveira... Quartararo nu o să fie niciodată campion. Asta e părerea mea. Rămâne de văzut, rămâne de văzut. Știți de ce? Pentru că dacă e la titlu și are presiunea asupra lui, nu știu, parcă se întâmplă ceva cu el și nu mai face față. Da, exact ceea ce cred că se întâmplă și cu John Zarco. Asta e o altă discuție. Quartararo anul trecut n-a fost neapărat omul potrivit la locul potrivit, chiar dacă a avut cele mai multe victorii din competiție, în fine. Dar nu e așa că toată lumea îl vedea campion anul trecut, anul 2020. Da, în condițiile în care el fusese adversarul lui Márquez în a doua jumătate de 2019, da, trebuia să fie campion, ar fi trebuit să fie. A și ca primele parcă trei curse din debut, nu? Primele două. A fost până aproape de jumătatea sezonului. Dar începuse foarte bine, cu pecul strânse, în momentul în care a căzut prima dată, nu știu, parcă a luat frica și mai apoi se uita la puncte, nu se uita la cursă. Mă rog, au fost și probleme cu Yamaha, care S-au uitat și la motoare, au conservat foarte mult motoarele, Dar lucrurile sunt foarte interesante și anul ăsta în MotoGP. În primul rând nu știi când începe sezonul, în al doilea rând nu știi care va fi desfășurarea și care sunt circuitele. Și orice poate fi posibil. Ăștia mici, între ghilimele, vin din următoare, KTM-ul e acolo aproape. Îți dai seama aproape, cum ar fi să înceapă sezonul cu o dublă la Portimao, cu o dublă victorie Oliveira, să fie lider la general cu 50 de puncte după două etape Oliveira. La Portimao nu cred că îl bate nimeni. Asta zic și eu, cum a mers anul trecut, nu prea are cine să-l bată la Portimao pe Oliveira. Ono, trebuie să-ți fac cunoștință cu prietenul nostru, Manu Aboi de la Yamaha, care e inginerul de performanță a tot ce ține pilot de la Yamaha, Rossi, Quartararo și așa mai departe, să povestim cu el un pic despre motocicleta de 2021. Uite, dacă am ajuns în punctul ăsta, o să vă mulțumesc că trebuie să ies, chiar avem tenis în noaptea asta și trebuie să ies. Dacă ai stricat tot, dacă ai ieșit, ai stricat tot. Hai, mai am și o întrebare pentru voi doi. Pe cine vedeți voi campion anul ăsta? Care are după cine aia mai poți să pleci, Florin, după aia poți să pleci. La MotoGP. Păi uite, ca să ne facem curaj așa între noi. Valentino Rossi. Exact, VR46. VR46. Dar cum ar fi? De ce? Deci cum ar fi? Voi vă dați seama ce ar însemna pentru Dorna, pentru toată lumea. Echipa deci este... Petronas, o echipă nouă, un nou grup, sunt acolo niște oameni noi, o altă atmosferă, o atmosferă mult mai relaxată, sper și un pilot mai relaxat. Din păcate nu mai ajută vârsta. Și o echipă care se va da după el, indiferent că spune stânga-dreapta, încolo se duce toată lumea? Avantajul lui e că vine cu niște băieți cu care a mai lucrat, a adus... Echipa Petronas sunt mult mai profi decât echipa oficială a mea, așa cred. Pentru că sunt mai mici, pentru că lucrează dacă nu familie. Sunt... Dacă nu sunt mai profi, sunt la același nivel cu echipa de uzină. Nu, mai profi în sensul în care relațiile, legăturile, mă rog, sunt sudate mai bine decât la o echipă mare unde sunt tot felul de interese, jocuri și așa mai departe. Eu nu vreau să-l țin pe Florin mai mult decât trebuie. Dacă el a spus că trebuie să plece, cred că e la limită cu timpul. Florin, pune și întrebarea de final de acolo. Pune și întrebarea de final, dar voiam să-i urez lui Florin succes acolo și atenție la out, da? Să nu fie pe tușă, să nu fie... La fileu, să ne împiedicăm de fileu. Să ne împiedicăm de fileu, așa. Te salutăm, Florin, și avem o întrebare... Numai bine. Avem o întrebare, uite, și pentru Adi. Nu știu dacă e chiar de final, dar e o întrebare pentru Adi. De la Areti Mureșan. Ia uzi. Adi, povestește o întâmplare din experiența ta de până acum. Ce întâmplări bune sau mai puțin bune ai avut cu Rareș? Și zine și cine e Rareș. Da, Rareș e copilotul meu, cu Rareș merg de 3 ani de zile în campionatul național de raliuri. Am trecut printr-o grămadă de momente atât mai plăcute cât și mai puțin.
am debutat la primul raliu la care am luat startul alături de Rareș, am luat și foc, am sărit și un pic afară și la final am bătut raliul la clasa 11, ceea ce a fost super fain, aia a fost de început. După aia... Cum ați luat foc? Stai așa, cum adică ați luat foc? Efectiv, a fost un scurt, pornit de la panoul de siguranță sau ceva lângă piciorul meu și stăteam la startul probei și mi-eșa fum din volan, efectiv, din spatele volanului. Și am crezut că el fumează IQOS, țigări de alea electronice și la electrobotanice. Am crezut că fumează și l-am întrebat, fumezi? Și zice, da, zic, ok, m-am gândit că suflă el fumul cumva și vine pe subbord așa și iese spre mine și am stat liniștit. Am ajuns în startul probei și încă ieșea fum și zic, băi, n-ai terminat, da? Ai fumezi de atâta timp. Și în final zice, nu, am terminat din ce ori, de când am dat carnetul, zice, de atâta am terminat țigara. Zic, bă, atunci cred că am luat puțin foc și după ce am luat startul la vreo 200 de metri, mocnea efectiv lângă piciorul meu, am vrut să ne oprim, el a zis că n-are niciun rost, că trebuie să continuăm, unde se oprește mașina? Fum, iese focul, iese focul! Dacă nu se oprește mașina, putem să mergem în continuare și așa am reușit să terminăm. Și am mai avut o grămadă de experiențe, tot felul de momente faine, până să ajungem să obținem un titlu de campion. Au fost și momente în care pentru noi motorsportul, adică eu m-am dedicat totdeauna și inclusiv cu el au fost și momente în care nu aveam buget absolut deloc și mergeam și dormeam prin tot fel de cazări și făceam economie la orice doar ca să ne dăm și să facem parte din fenomenul ăsta, exact. Deci au fost o grămadă de momente, văd că... tot cu el voi continua și anul ăsta. Am o întrebare, Am o întrebare. Mai știe cineva de povestea asta în afară de cei din cercul intim? Adică ai spus-o? Astea sunt niște povești pe care nu le-am povestit așa. Și urmează întrebarea, că mă așteptam. De ce? Pentru că uite ce vreau să spun. Este, cum să spun, o sugestie, nu e ceartă, nu. Noi, din partea asta, cei care suntem pe zona de jurnalism, comentăm într-un fel sau altul, facem emisiuni despre motorsport, n-avem cum să ghicim chestiile astea. Nu am cum să sun pe toată lumea și să întreb, zi-mi ceva. Asta ține de voi. Voi trebuie să faceți pasul către... Eu n-am cum... Deci dai seama o poveste de genul acesta, Horia, închipuiți, în Marea Britanie sau în Statele Unite, despre un pilot. Păi era prima pagină și așa mai departe. De asta spun, foarte frumoasă povestea ta. Și sunt sigur că nu e singura. Și nu ești nici singurul. Toată lumea are... De ce nu spuneți lucrurile astea? Adică de ce așteptați să treacă mult timp? De ce nu le spuneți atunci? Pentru că trebuie să, cum să spun, trebuie să lucrați și la imaginea voastră, dar în special la imaginea sportului. Pentru că în momentul în care cunoști cât mai mult din sportul respectiv și ai contact cu ei, cunoști sportul. Asta te ajută și cu sportul. Nu era pe vremea emisiunea Racing Update. Și asta, da. Corect. Ono, uite și pentru tine, una de la Gabi Lazar. Zice că la raliul Argeșului țin minte cum ați luat voi masa pe bordură înainte de regrupare și că, deci știe că te pricepi la chestii de astea, ești gazdă bună, vine și el la grătar, auzi. Ești invitat cu mare, sau ești primit cu mare drag și cu plăcere, dar nu mă mai aduc aminte de bordură și de... Din păcate, au trecut prea mulți ani. Eu îți propun să faci un podcast săptămânal la rândul tău la grătar sau la garaj, da. Și pui o cameră cu două camere fixe, una de plan general și una mai pe detaliu pe grătar, vezi că ies niște povești gen sunt cele din Calafat pe care le face Dinescu. În genul ăla, așa, pe destins, pe povești, pe nu știu ce. Se poate și asta. Cutremur. Nu e Vali care se ocupă cu așa ceva și Horia și... Ce mă ocupi mai așa? E altă speță. Ei sunt un pic mai tehnici, la fel. De asta spun, ceva altceva, altă speță de poveste, știi? Ai putea și tu să faci din bibliotecă, Anta, uite, na. Eu fac de două ori pe săptămână de aici, fără nicio gumă. Sunt pe Sport Extra, pe... Știu, am avut plăcerea să apar și eu într-o rubrică la tine în emisiune. Și te mai invit cu mare drag oricând. Eu îți dai seama că sunt lucruri, de asta spun, sunt lucruri pe care voi le știți first hand.
Și dacă le-ai spune eu preluate de la voi, nu au la fel, nu au ștaiful ăla pe care l-au povestit de voi. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Am vrut să mai remarc un lucru, Valentin, că tu ți-ai luat masca care stă mai bine pe față decât ce ai dat lui Adi. Așa că, cum să zic, e o poveste... Dar de ce stați cu mască voi doi? Pentru că suntem unul lângă celălalt. Și sunt și special. Băi, eu acum am văzut că voi mască. Mama mia! Ce mă, să stinge lumina? Dar stinge lumina aici. Dar de ce stați cu mască? Că nu înțeleg. Uite, acum ne vezi mai bine? Bă, de ce aveți mască? Spune. Pentru că suntem unul lângă altul, ești nebun? Hai, frate, lasă cu asta, cu distanțarea. Păi distanțarea nu e. În brațe, dar măcar ne luăm în brațe. Eu o să filmez pentru că vreau să am și eu să pun pe... Îți transmit eu. Am avut link. Da? Da, ok. Îți dă Horia și oricum poți să te mai uiți după aia de 400 de ori, că și noi ne uităm după aia. Nu ne place să ne uităm live la noi, ne uităm după aia la noi înregistrat. O să râzi eu. Uite, acum că tot vorbim despre povestea asta. Nu că nu-mi place, nu mă pot uita efectiv după ce se întâmplă. Nu cred. O, nu, dar la grătar... Aduceți la grătar... și voi piloți de ăștia mai din anii 90, precum Puiu Rusu, Edu, Violăr, Cora, ăștia mai bătrâni, știi? Nu că eu n-aș fi aproape de ei, dar ar fi mișto să auzi și noi poveștile lor din anii 90 sau chiar și înainte, știi? Am o întrebare, Puiu Rusu era cumva pe Dacia? Pe... Da. Hey, l-am prins, ma. Erau trei mașini de la uzină, de la Miovenț. Între cea Puiu Rusu se termina șmecheria toată din lume, cred. Asta vreau să spun. Deci am fost la VTM cu ocazia asta. Cine era cu Delta Integrale, cu lancia aia de... Edu Stan. Edu. Edu Stan ca un uragan. Chiar dacă nu vreau de vreo 2-3 ani, sau chiar 4, și mi-e și vâr, să știți că pentru mine Edu... alături de Puiu e numărul 1. Asta vreau veri? Să spun. N-am știut. Ah, bun. Cum treceau, eu puneam camera cât mai aproape de pistă, în virajele, cât mai aproape de traseu, în virajele cele mai... erau poveste întreagă, ca să dau senzația de live. Mă mutam pe o probă specială ca să iau mai multe cadre și să-i luam un tur. O poveste mai lungă. Și... Făceai motorsport atunci? Adică filmai pentru... Da, 94-95. Era Winston, Bebe Niculescu, Horaciu Ionescu. Am fost pe acolo de multe ori. Făceam pentru Canal 31 și ulterior pentru promotor. Că se naștea Adi. În proiect eram în 94. 94-95-96. Era proiectat cu Am fost acolo, inclusiv când a venit pentru prima dată, voi știți mai bine anul, a venit cu... Adi era pe treabă atunci, să știți. Porsche-le la GT2 alb. Da, știu, Antal, ce zici. Și probabil că era și Ford Escort al unui Victor Băldescu, nu? Tot, în momentul ăla aveau Ford Escort, inclusiv Bebe era cu Winston, nu? El era sponsorizat de Winston. Bebe Niculescu? Niculescu, da. Niculescu, nu știu cum. Niculescu. Bebe mi-a vândut mie primul meu kart în 95. Nu cred. De, am fost cu el în... Știi că avea magazinul ăla de piese auto pe lângă... Exact. Și mai era cel care mergea cu piesele de la Renault F. Avea un magazin. Horia, hai mă că băieții ăștia mai au treabă. Mergeți-mi la un suc? Nu știu, dar eu mă întreb... Magazinul ăla de la Foișorul de Foc, de Mac One, sau cum se chema. Băi, eu mă întreb doar dacă la grătarul lui Ono se merge cu mască sau fără mască. Eu atâta vreau să știu. Păi, de fără, până, frate, fără. Fără. Eu sunt pregătit, nu e problemă. Ne punem căștile în cap toți. Da, să știu, acolo și cu cască integrală, dar nu cu jet, doar integrală. Camela mi-a dus și mie o cască, dacă ai la îndemână, te rog. Deci, pentru cei care nu au căști de cuvânt... toate, pe cuvântul meu. Mă scuzați, deci am avut și eu înainte trofee, căști, puse pe pereți, frumos. Acum nu mai am niciuna, cred că sunt în garaj toate. E bine, eu am câteva de zbor, de pilot, de pe vremea când mai zboram și avioane. Am pot să vin cu vreo 4-5 și jucării de genul ăsta. Antal, ia uzi, George Grigorescu Mahuan, da? Exact. George Grigorescu, exact, da. George. Așa.
Da, da, da. Am fost atunci, am fost și a fost, nu știu, după aceea am mai fost la raliu până în 2000 ceva, nu mai era atmosfera de la început. În anii 94, 95, 96, când era, nu știu, parcă era tot cine își permitea să meargă la raliuri, era cam de același nivel, financiar vorbind. Și bătăliile erau destul de mișto. Acum n-ai mașină, adio. Adică n-ai bani. Da, n-ai bani, n-ai... Este cum, dar să știi, Mahunul George Grigorescu face Cupa Dacie. Cea mai... Na. 2007, cea mai longevivă. 2007, da, exact. Da, am plecat de la Puiul Rusu, deci cum erau novele alea galbene? Nu aveau nicio legătură cu novele de stradă. Nu, doar... Mai fost tare la coastă? Ăsta, Nuță, Florin Nuță. Da, da. Mega pilot, pe cuvântul meu. Un nebun, mergea extrem de frumos și de tare. O, nu, dar tu erai spectator atunci, nu? Sau cum erai? Păi eu am fost fan Edustan și mă duceam cu Vărămiu la toate. Am fost și la foarte multe etape prin anii 90 și nu mai știu cât. Aha. 93, 94, 95, nu mai știu. Și da. Îți dai seama că îi vedeam pe toți și bineînțeles că țineam cu Edu pentru că cum era... Și cum mergea mașinuța aia? Ma. Și după aceea era... Mă uitam pe internet la anii 80 cu Audi, cu Lancia, deci știi, și nu venea să cred că văd mașina aia, știi că era și branduită automecanica, dar semăna foarte mult cu Martin. Mașina lui Edu sau care? Da, mașina lui Edu, era alb cu, era ca Martin. Avea Autotehnica și Bascus. Autotehnica, așa, bravo. Și Bascus. Și noi suntem până în apropiere, Audiotehnica. Da, 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 da. Cum trec ani, vezi? Da, și da. Eu sunt Antitehnica. Deci, da, chiar, uite. Eu nu prea sunt cu... Lasă, Antal, că te auzi și te vezi foarte bine. Dar eu vreau să zic că știi... Tu știi să mergi cu motocicleta, tu sau Florin? Da. Păi bune, sunteți motocicliști? Nu mai sunt, pentru că, sincer, mie mi-a fost un pic frică după ce am pățit niște lucruri. Mi-am rupt și cât între timp, nu prea mai am curaj să mă dau nici cu schiurile. Vezi, scrie de tai cât acolo. Da, era... Era o enumerare aici cu Sorin Iliescu, George Grigorescu, Puiul Rusu, Titi Aur, Edu Stan. Aplauze pentru... Da, cred, exact. Cu Titi Aur, la un dat, chiar în momentul în care a lansat promotorul, testa mașini în perioada aia, 97. 96, 97. Uite, tot pentru Adi, întrebare, când îl vedem pe tata la start? Ha. El pe care l-a startul și mâine, sincer, doar că... Te lasă pe tine. Exact, din păcate pentru el sunt eu în viața lui și n-am ce să fac, trebuie să răpesc bugetul familiei, aia e. Tata și-ar fi dorit să revină și anul ăsta la coastă, nu la raliu, își dorește să facă câteva etape, însă dacă am schimbat un pic din mers și am decis să încerc să iau startul în etapă europeană, singura mașină omologată din familie pe care o avem este mașina lui. Evident, cea mai... Așa că trebuie să se sacrifice. Așa că, da, el mi-a oferit chestia asta. Eu îmi doream să închiriez o Fiesta Rally 3, așa îmi doream, însă nu știu dacă o să reușim cu bugetul și atunci tata a zis că poate să mă susțină prin a-mi da din nou mașina, să merg cu ea și să se mai sacrifice el un an până să revină la coastă. Dar cu siguranță, dacă va mai merge, va mai merge doar câteva etape for fun, nu să facă campionate întregi. Și chiar îmi doresc momentul respectiv pentru că îmi doresc să trec și să-l bați, asta e. Nu. Să ne batem, de exemplu, tata niciodată nu a stat cu mine în dreapta în mașină. Niciodată și a zis că nu se va urca niciodată. Și acestea fiind spuse, dragi telespectatori, ne apropiem de bariera de 2 ore imediat. Asta e barieră virtuală impusă de tine, că eu vreau să-l mai întreb ceva pe Ono înainte să ieșim. Eu te-aș ruga să încep să completezi declarația, dacă mai ai de gând să... Păi de-abia 10, mai avem un număr. Păi da. Ono, vreau să te întreb, asta cu microbul, cu cursele, se transmite și la tine mai departe? Sau n-ai copii care sunt pasionați de treaba asta? Băi, să știi că cel mare, l-am pe Sami, care are 24 de ani și el este un... îi plac mașinile de lux sau confortabile, cum să spun, că e urât spus, da. Lux. Și îi place să se îmbrace pe elegant, îi place să aibă gagici, să se ducă în cluburi. Care cluburi? Că mă interesează și pe mine. Mai vreun deschis?
Bineînțeles că nu mai e niciunul deschis, dar până să se așa, eu nici nu le mai știu, crede-mă, că nu m-am dus mai deloc. Nici sau aproape. Ceea ce sâmbăt. Nu e ok. Horia, da, și lampul ăsta mic al meu, cu care sper să încep ceva frumos anul ăsta, pe Costi, are 17 ani jumate, care e extrem de talentat și foarte cu minte și ascultător și rău pe pistă. Și vreau să facem ceva, nu știu, ori la coastă, ori la karting, să începem. Excelent, foarte bine. Uite, mă bucur să aud chestia asta, că se duce mai departe nebunia cu cursele la voi, familie. Am venit pe privat de la doamna gazdă, a zis că dacă mă sun dacă vreți să plecați de acolo sau rămâneți cumva la mine? Păi nu știu dacă suntem chiar pregătiți să facem de 24 de ore acum, că Florin are și tenisul ăla între timp. Dar a fost un bun antrenament. Apropo, ce spunea Adi mai devreme, nu știu dacă ați văzut acum 2 ani când Verstappen l-a luat pe dreapta în dreapta și l-a dat pe Monte Carlo cu... N-am văzut. Nu, dar uitați-vă pe internet. Deci dacă nu cred că era vorba de nu e de calibrul celui postat de Vali acum ceva timp, dar e pe acolo. Păi nici Verstappen nu e chiar de calibrul lui Vali, da? Ios, crede-mă, s-a manifestat foarte vocal. Era speriat, se vede în ochii lui. Deci era speriat, efectiv. Dar e un filmuleț de Barrichello, parcă, când plânge tatălui sau o chestie de asta. Da, eu știu aia, da. Nu, cu Verstappen. Iar cea mai tare fază de anul trecut este un eveniment de marketing al celor de la Alfa, nu mai țin minte circuitul, în care au avut inspirația să-i pună pe amândoi. Întâi Kimi la volan, cu Giovinazzi în dreapta și invers. Să vedeți reacția lui Giovinazzi. Deci... Kimi în dreapta, Kimi în dreapta și că tot vorbeam de el mai devreme. Povestește că lui nu e frică. Țineți minte când a venit o jurnalistă pe zăpadă și a dat un gar cu el și el râdea în dreapta? Da, da. Deci era super relaxat. Giovinazzi era alb la față cum era combinezonul, deci nu vrei să știi. Deci nu să vorbească. Aici se frânează? Exact așa spune. E cu mașina de stradă e altceva, îți dai seama, decât fie ea și Ferrari. Păi eu cred că ăla, Kimi merge cu mașina de stradă cum merge și cu... Deci n-are nicio treabă. Eu cred că... Uite, avem... Exagerez. Se pare că... Nici nu cred că era o mașină de stradă, fie vorba între noi. Era doar turista... Zice Marius, uite că ar fi spectacol pe pagina Fras în legătură cu amânarea raliului de la Covasna. Supărare mare acolo. E bine, la noi nu e supărare mare niciodată. Uite, se amână, lucrurile trec pe lângă noi ca și cum nu s-ar fi întâmplat. S-a amânat, asta e, noi oricum făceam 24 de ore. Dar e zăpadă sau de ce s-a amânat? Da, e prea mult zăpadă. Da. Se topește, e foarte cald în weekend. 6-7 grade. E normal să se amâne, nu? Da. Păi da, pentru că se va face foarte, foarte fleșcă. Păi și ce ați vrea, fraților, acum? Să nu se amâne, să faceți pe macadam, pe drumurile alea rupte acolo? Tocmai ați scribat acolo ceva cu după live, unde am văzut, mă, stai așa. Ce după live? Nu, mai sus, cu nerăbdătorul, cu concursul, bag acolo, Tudor 18-08. Nu bat bine, frate, prea departe. Asta? Ce se mai știe de concursul lui Vali? Sunt nerăbdător să mă înscriu? Ăsta? Da, păi o să facem, am zis de el, o să-l facem. Facem. Am zis la tombolă, mă rog, mult spus tombolă. E foarte, bolă, da. Foarte frumoasă bicicleta. Păi, Vali, tu mai ai școală de pilotaj? Normal. De ce? Păi, poate vin și eu să... Păi, da, stai așa, că de regulamentul la Fras s-a schimbat un pic. O să mai faci tu școala de pilotaj dacă vrei să mai de la curse, că ai făcut pauză prea mare. Păi vreau să vin la școala ta. Bă, bune, ai Evo 9, nu? Da, și Evo 9, da. Pe macadam. Pe macadam sau pe asfalt? Păi ce vrei tu? Și. Păi pe macadam, aș vrea să-mi revin și un pic, știi, să văd dacă mai revin, de fapt. Hai să zic până atunci. Îți plătesc cursul care e de plătit, nu e problemă, și mă dau și eu. Da, mă, stai să termin așa un pic, gata, mai un pic. Ziceam de concursul. Hai, deci eu sunt primul elev. Olo, când faci treaba asta, cheamă-l, te rog, și pe Antal, să-l dai și pe el un pic cu mașina. Normal, să vă filmez. Să nu fie în weekend, asta e problema. Eu sunt mai de mama mea, eu nu mai știu să merg cu mașina. Trebuie să ne iau banii. Lasă. Dar e pe bune. Îți aduci aminte în două viraje, imediat. E ca mersul pe bicicletă. Nu, nu cred.
Hai mă, că nu e așa ușor, băi, Vali, ce Dumnezeu. Haide mă, că ți-a adus aminte, crede-mă. E ca mersul pe bicicletă electrică, deci să aibă, să aibă un pic de viteză, ca așa, dacă dai la pedale, n-ai niciun farmec. Deci să facem concursul ăla. Deci 100% sigur, uite, că dacă facă ce mă acum o întrece eu, Vali și Adi, mă bateți amândoi extrem de tare. Tu de când nu ai mai mers cu mașina de curse? Ce întrecere e asta? Eu oficial m-am lăsat de curse din 2012. Iar din 2012 m-am mai dat două etape. Păi... Iar una dintre ele am câștigat. Da. Ok. Păi să știi de... că... Da, nu merge. Sunt prostii. Legat de acolo ce ziceam. Nu, frate, am luat-o în mintea înainte. Dar nu-i dau drumul, o țin în cap. Să facem cu concursul. Da, cu concursul. Scriu niște viitori piloți, fac o donație acolo pentru participare, din 50 de piloți o să extragem 10, facem un shootout, care e cel mai rapid, câștigă pachetul cu școala de pilotaj, cu 5 etape la slalom paralel, full option, cu mașină, cu benzină, cu gume, cu asistență, cu tot. Păi da, și, da. nu facem și un pic de eveniment în toată povestea asta? Ba da, gen, să facem un reality filmăm show. Filmăm ceva și să dăm într-o... păstrez pentru Racing Update. Nu, nu neapărat, Antal. O vreau să facem, tu ai, da. Tu ai calea deschisă la noi, Antal, oricum. Nu e nicio ce problemă. Ce ai de-a pământ rămâne calea deschisă? Vrei? Ești sus. Da, pe asta spun. Mă auzeam. N-am cum să n-am calea deschisă. Da. Eu sunt primul tău elev. Cum dai drumul la școala asta de pilotaj sau repar mașina, sunt elevul tău, da? Să mă notezi acolo. De ce vorbești? Nu mă, Vali, când ești disponibil, vine omul instantaneu. Asta zic. Lucrează din 2013 pe școală, da? Dar mașina încă nu. La primul tău curs pe care o să-l ai, eu sunt primul. Păi te face individual, stabilim noi, când vrei tu. Stai să termin mașina și te rezolvi. Păi termină mașina, okay. Hai. Aveți și voi răbdare acum, că s-a amânat Interrally, na. Deci orice rău este pe bine. Merge și noi la Interrally. Așa sper și eu. Ok, băieți, vă mulțumesc mult pentru prezență. Că deja Adi și cu Vali trebuie să facă, să producă hârțogăraie ca să plece. Doar eu, el merge mai înapoi. Iar vrei să le dai afară? Horia, ce ai făcut, frate? Eu am senzația că Horia tot încearcă să-i inducă treaba asta, că eu cu tine, Daniel, nu avem nimic de făcut. Florin a plecat, ei pleacă cu treabă. Hai să ne facem amândoi un live pe Facebook și continuăm acolo. Dar rămâneți, fraților, nu vă oprește nimeni. Vă sunteți... Când vreți aici. Mai intrăm dimineața, deschidem Facebook-ul, YouTube, ia mai stăște asta sau cumva. Prefer live-ul ăla la grătar, sincer, îl aștept cu mare drag. Păi ăla îl facem instantaneu, când vine Ono, gata, sunt toată lumea acolo. Da, întâi la curs. Hai să mai termine și Gabi mașina, că vreau să o jipornim. Păi da, perfect. Deci eu am cumpărat benzină de 121, apropo, cea mai tare benzină posibilă. Și vreau să și schimb 5 viteze pe linie dreaptă să văd cum plec. În sus doar, da? Nu în jos. 1, 2, 1. Nu, că acum am vândut cutia secvențială și mi-am cumpărat una cu craboți. Mai era... Avea un pilot preferat la coasta 1, 2, 5, îți spune, dar nu știu cine. Da, da, da. Așa îi zic eu. E unul, e celebru, dar nu pot să zic cine e acum. Vă zic după aia. Așa îi se zicea. 1, 2, 5. Știi că o cea... Era cutia prea lungă, de la 9 la 5 era... Și după aia își dădea seama și făcea... Știi? Păi da, băga 3 înapoi. Da, da, da. Deci, băieți, mai avem până la 3 ore, da? Până când încheiem... Mai avem, dar eu vă las. Dar și noi... Hai, salut! Ceau. O zi bună, numai bine. Numai bine, ceau! Cine iese? Ieșim toți?